administrația publică locală, Republica, cu modificările și completările ulterioare. A fost convocat prin dispoziția 2004, deci de 23-a 10-a 2018, a primarului municipiului Bacău, Consiliul Local și ședință ordinară. În sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri și ședința putând și începe lucrurile. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 19-a 10-a 2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi pentru, a fost aprobat procesul verbal al ședinței din 19-a 10-a 2018. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Vergura pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Sărut bună, bună dimineața, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățenii municipiului Bacău, stimați colegi din aparatul propriu al primarului, și din subordinea Consiliului Local. Voi da citire dispoziției numărul 2040-23-10-2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară. Proiect de hotărâre numărul 1 privind revocarea HCD numărul 86-2018 prin care se ia act de ordinul prefectului județului Bacău numărul 9-15-1-2018 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Potoie Rămică. 2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău domnului Petrescu Nicolae. 3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău post-mortem domnului Popescu Dumitru. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor și condițiilor contractului de credit pentru acordarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prevăzută în hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău numărul 425-2017. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de garanție pe venituri în legătură cu finanțarea rambursabilă externă în valoare de 11 milioane de euro sau echivalentul în lei care urmează a fi încheiat între Municipiul Bacău și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul numărul 3 al anului 2018. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 62 din 2018, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2018 al Consiliului Local al Municipiului Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Comuna de Tervechea a străzii Silosului. Proiect de hotărâre numărul 9 privind modificarea HCL 320 din 2018, prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău, Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ prin Universități de Stat. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Termoenergy Group S.A. Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor minimis în valoare de 750.000 de lei pentru majorarea capitalului social al Societății Termoenergy Group S.A. Bacău. Proiect de hotărâre numărul 12 pentru aprobarea documentelor necesare demarării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Proiect de hotărâre numărul 13 pentru completarea HCL 240 din 2018, prin care s-a aprobat alipirea unor loturi de teren. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a activității voluntarilor din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău. Proiect de hotărâre numărul 15, privind aprobarea concesionării directe a unor loturi de teren. 16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL din 11 din 2011, privind organizarea și funcționarea Poliției Locale. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care să aibă obiect darea în folosință cu titlul gratuită de către municipiul Bacău către Spitalul Județean Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Clinica de Diabet și Nutriție din UNED, în vederea realizării în comună unui eveniment organizat cu ocazia Zilei Mondiale Diabetului. 19. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Corecția Ortodoxă la Zaret, în vederea realizării în comună al unor conferințe cu tema jertfa familiei noastre. 20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei finale a proiectelor programelor ce vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități sportive în baza legii educației fizice și sportului 69 din 2000, conform aferente anului 2018. Proiectul numărul 21.
privind modificarea HCL a Consiliului Local al Municipiului Bacău, prin care s-a aprobat majorarea plafonului veniturilor cumulate din pensie. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzute în contractul de concesionare numărul 68758 din 2011 între Municipiul Bacău și Comuna Crușnea. 23. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 253 din 2010, prin care s-a aprobat regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău. 24. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzută în contractele de concesionare numele 56171 din 2007 și 35624 din 2008 și 1705 din 2009. 25. Proiect de concesionare privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare 69499 din 2014. 26. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare 29385 din 2006. 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune 69331 din 2014. 28. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesionare 100163 din 2009. 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune destinate gestionării și reducerii zgomotului în municipiului Bacău. 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliant omit pentru construirea bloc de locuințe colective pe plus 8 tronson strada Antiletea numărul 48. 31. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu suprafață de 65 de metri pătrați. 32. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 378 din 2017, prin care s-a aprobat dreptul de uși și servitute pe terenul de azi. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uși și servitute legală pe terenul de azi de sat. 34. Proiect de hotărâre privind completarea 30 HCL 22 din 2018, prin care s-a însușit inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public. 35. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 157 din 2018, prin care s-a însușit inventarul bunurilor. 36. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin concesiunea gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirilor romane din municipiul Bacău, în conformitate cu ordonanța 71 din 2002. 37. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de doamna Gal Viorica. 38. Proiect de hotărâre privind de respingerea și plângerii prealabile numărul 65352 din 2018, formulate de Delgas Grid S.A. Proiecte peste ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Universitatea George Bacău în vederea realizării în comun a celei de-a treia ediție Conferinței Naționale cu Participare Internațională de Vianță și Criminalitate, Evoluție, Tendințe și Perspective. 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru promovarea protejarea patrimoniului cultural în Municipiul Bacău în perioada 2018-2023, elaborat în cadrul proiectului SHARE, precum și semnarea acordului de colaborare încheiat între UAT Bacău și UAT Județul Bacău. 39C. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, implementarea unei platforme administrative informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizarea furnizării serviciilor pentru cetățeni la Municipiul Bacău în cadrul programului operațional 2014-2020, axă prioritară 2. 39D. Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCL 29, 2014 și 263 din 2010. 39E. Proiect de hotărâre privind înființarea unor grupe având rolul de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copii antreșcolari 0-3 ani în cadrul creșterii numărul 4 Bacău.
2015, privind aprobarea încheierii unui contract de comodat care se arată obiectarea în folosință a unui tip cu titrografie către municipiul Bacău, de către municipiul Bacău, către Spitalul Județean de Urgență, unor dotări și echipamente medicale, din raționamente de ordin juridic, este vorba de o decizie a Curții Constituționale a României. Spre o mai atentă analiză de către departamentul juridic. Există observații la ordinea de zi prezentată? Da, domnule. Mulțumesc, o scurtă întrebare. Am avut desemnat un raport privind politica de parcare. Este un proiect în acest sens, acolo la MAPA. Și voiam să știu dacă acesta a fost comunicat consilierilor, pentru că n-am văzut, nu am văzut nici pe site, nici... Nici pe e-mail. A fost peste ordinea de zi, mi s-a comunicat dimineață din motive de urgență. Nu l-am primit, îmi pare rău. Dar nu este pe ordinea de zi. Deci nu intră. Ok. Nu, pentru că am avut raport de semnat, de asta zic. Deci mi-am semnat raport, dar proiectul nu intră pe ordinea de zi. Nu este. Îmi doresc o analiză mai atentă. Ok, mulțumesc. Punem la vot cu ordinea de zi, cu modificările propuse. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 17. Având în vedere prezența doamnei doctor Lazar, avem 18 consilieri, cu 18 voturi a fost aprobat ordinea de zi. Întrebăm domnul consilier dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Domnul Bârdu. Nu voi participa la discuții sau la vot la proiectele 10 și 11 legate de termoenergie din neoporarea. Se consemnează, da? Domnul Feche. Nu voi participa la punctul 12 cu documentația pentru licitația pentru delegarea gestiunii serviciului de deșeuri. Alte situații? Nu sunt, dau cuvântul doamnei președinte. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum a fost transmisă pe mail și completată pentru proiectele de la numărul 39A la numărul 39E, după cum urmează. 39A, proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Universitatea George Bacovia, în vederea realizării în comun a celei de-a treia ediție a Conferinței Naționale cu Patrimoniul Internațional de Vigilanță și Criminalitate, Evoluție, Tendințe și Perspective, decret ce se va desfășura în perioada 22-23 noiembrie 2018. Inițiator domnul Cosmin Necula se va face un vot direct. Majoritatea în funcție. 39B. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului legal de acțiune pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023, tot prin vot direct, majoritatea prezenți. 39C. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office cu măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățenii la municipiul, pentru cetățenii la nivelul municipiului Bacău. Vot direct. 39D. Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la hotărârea de Consiliul Local numărul 29/2014 și hotărârea de Consiliul Local numărul 263/2010. Prin care s-au aprobat funcțiile publice. Vot direct. 39E. Proiect de hotărâre privind înființarea unei grupe având rolul de a oferi pe timpul zilei servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copii antipreșcolari în cadrul creșei numărul 4 din Bacău. Vot direct. Cine este pentru? Împotrivă este cineva? Cine se abține? 18 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 20/10/2018. Supun discuției punctul 1 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Vă mulțumesc, doamnă președintă de ședință. Proiect de hotărâre numărul 1 privind revocarea HCL 86 din 2018, prin care se ia act de ordinul prefectului județului Bacău numărul 9,
din 15.1.2018 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Botoi Romică, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, precum și declararea acestui loc vacant. După cum știți, domnul consilier local Botoi Romică a câștigat în instanța de judecată, în mod definitiv, mandatul de consilier local. Obligația noastră, noi am luat act, autoritatea locală am luat act de această hotărâre definitivă a instanței de judecată, pentru care am venit în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a ordinului prefectului prin care mandatul domnului consilier încetat. Fapt pentru care vă supun aprobării acest proiect de hotărâre, proiect de hotărâre în următoarea domnului Botoi Romică își reia de drept locul în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău. Invită domnul secretar Nicolae Cristofonici să prezinte avizul de legalitate. Nu există obiecții de legalitate prin prezent proiect. Invită domnul Fantaze Ciprian Gabriel. Aviz favorabil. Invită domnul Cintruș Domică. Aviz favorabil. Invită domnul Șova Gâțu. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar Nicolae Vigiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 2 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Doamnelor și domnilor consilieri locali, în prezentul proiect de hotărâre vine în fața dumneavoastră cu solicitarea privind alocarea, conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău, domnului general Petrescu Nicolae. Domnul general de flotilă aeriană Petrescu Nicolae a fost comandant al centrului de instrucție al aviației în perioada 1992-1995, comandant al flotilei 81 de aviație, mare unitate de aviație, în perioada 1995-2000, coordonând activitatea de instruire de zbor a grupurilor de zbor de pe Bacău, Tecuc și Iana. În toată această perioadă a conlucrat eficient cu organele locale pentru realizarea unor activități de interes comunitar sau în interesul salvării cetățenilor din calea interferirilor și calamităților. Pentru activitatea sa ca general de în rezervă i s-a conferit de către Ministerul Apărării pentru promovarea spiritului militar emblema de merit Rezerva Armatei Române, clasa 1, iar șeful statului major al forțelor aeriene i-a conferit emblema de onoare a forțelor aeriene pentru profesionalismul cu care a slujit aviația militară și o sprijină în continuare. În perioada 2003, până în prezent, a activat în funcție de președinte al Asociației Române pentru Propagandă și Istoria Aeronautice, filiala Bacău, și ca membru al Consiliului Director, actual prim vicepreședinte al Asociației Naționale a Cadrelor Militare, Rezervă și Retragere, filiala Bacău, aducându-și aportul prin activitățile desfășurate la educarea tinerii generații în spiritul istoriei neamului românesc. A reușit să organizeze expoziții tematice privind participarea armatei române, aviații militare române la mari evenimente istorice ale poporului român, la editarea zborului cărții Zbor Mare Unir, executarea zborului istoriei Bacău Blaj, ce va avea loc cât de curând, la 90 de ani, a avut loc la 90 de ani de la săvârșirea acestuia, precum și la reeditarea acestuia în acest an. La acest moment își duce aportul în realizarea activităților din cadrul proiectului Centenarul Zborului Marii Unii și nu numai. Dincolo de aceste aspecte, vă pot informa domnilor și domnilor consilieri locali, stimați cetățenii municipiului Bacău, domnul general Petrescu Nicolae reprezintă un stâlp de bază al comunității noastre, dincolo de acest aspect, îmbracă frumoasa uniformă albastră a aviației. Aviația pentru noi, tot ceea ce înseamnă această armă, reprezintă un simbol al orașului. Ne legăm istoria, practic, modernă a acestui oraș, de tot ce au însemnat acești piloți, acești comandanți, acești elicopteriști, acești tehnicieni de zbor. Fără îndoială că tradiția noastră în aviație ne face să fim foarte mândri și să fim un oraș, cred că singur din România, care ne putem mândri o astfel de armă în acest fel. Consider că domnul general este un simbol a tot ceea ce înseamnă aviația din municipiul Bacău și, practic, este un simbol al tuturor militarilor care slujesc sub culorile patriei în această armă.
Rugămintea mea pe dumneavoastră, dar prin votul pe care îl veți da, să descernați, să conferiți titlul de cetățean de onoare al municipiului Bacău, domnul general Petrescu Nicolae. Invită domnul secretar Nicolae de Popovici să prezinte acestul de legalitate. Nu există obiecțiuni de legalitate privind proiectul acestui proiect. Invită domnul Pantaze Ciprian. Adis favorabil. Invită domnul Țânduș Romică. Adis favorabil. Invită domnul Lucian Bordelel. Adis favorabil. Invită domnul Șova Bezu. Favorabil. Discuții asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret. Am revenit de o simplă plăcere de a delecta câteva minute cu câteva din referele biografice ale domnului general de Fortul Aerian, distinsul comandant al fazei flotilei 95 aerian. Cred că emoțiile sunt foarte mari, pentru că domnului a fost instructor de zbor, comandant, și încă mi se mentor în activitățile care facem în aș scriptui doar atât. 25 septembrie 1948, în municipiul Focșani, s-a născut. Municipiul Focșani, în care activa o unitate de aviație, nu întâmplător, pe timpul copilăriei dumneavoastră, a prins microbul aviației, microbul care mai târziu l-a votat către liceul militar Ștefan cel Mare din Cumpărul Mușel, pe care l-a absolvit un diplomă de bacalaureat în 1966. Demn de remarcat este faptul că din liceul militar au dorit să pătrundă în rândurile piloților 150 de aici. De 150 de aici, doar 10 aici au reușit să treacă de funcțiile ca ordinea de vizite medicale, psihologice și doar a tuturor testelor care se dau la anumită. În perioada 1966-1969 au urmat cursurile școlii militare extreme de aviație Aurel Graicu, de la Bobocu său, unde s-a instruit pe avioane iar 518, el 29, BIC 15 și a... Rog, domnul consilier, să vină cu un lucru de unul să vădeți. Și a observit cursul în decembrie 1969 cu gradul de locotenent. În perioada 70-73 a activat cadrul de vânătoare bombardament la regimentul de aviație din Craiova, unde s-a instruit pe aeronavele BIC 15, BIC 17, obținând timpul militar cu clasa a doua. În perioada 1973-1974 a urmat cursurile teoretice de trecere pe avionul supersonic MiG-21 la centrul de instrucție al aviației Bacău. În perioada 74-76 a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, absolvind un diplomă de licență militară. Aici aș dori să dezvolt faptul că, după cum știți, în perioada comunistă, cei care aveau rude naționalitate masarabeancă sau printre rude aveau preoți, erau asupriți, în sensul în care nu aveau acces la aceste studii. Domnul general este jumătate masarabean după mamă, a avut un cumnat preot, lucruri care l-au împiedicat în cariera dumnealui. În perioada 1976-1986 a activat la unitatea de aviație de la VSU, ca pilot de vânătoare și instructor de zbor, îndeplinind succesiv mai multe funcții de comandă. În acest loc a obținut și titlul de pilot militar clasa 1 și instructor în toate condițiile meteorologice și de lucru. A urmat postul POT academic în 1981 și aș sublinia faptul că a condus și instruit grupurile de tragere în țita aeriană reală ce s-au executat în poligonul Astrahan din Rusia. În perioada 1986-1992 a activat în centrul de instructe la aviației Bacău, unde și-a pus acolo la instruirea teoretică și practică în zbor a tinerilor pilotți pentru trecerea pe avionul supersonic, cât și a personalului navigant de comandă la cursurile de perfecționare. În anul 1992 a fost numit comandant al centrului de instructe la aviației Bacău. Țin să subliniez faptul 1992, comunismul a dispărut și acele piedici de care v-am menționat anterior nu au mai fost. De aceea avea anul 1992 a fost numit comandant. În perioada 1992-1995 a condus activitatea de instruire în lupta centrului de instrucție la aviației Bacău și a asigurat condiții de materializare a programului de modernizare a avionului MiG-21 la Societatea Secția Aerostare SAS, cât și de pregătirea piloților. Ce înseamnă că 90% din piloții români la ora aceasta
au trecut pe la cursurile de la Centrul de Instituție la Piații Bacău, deci și prin bagheta domnului general. În perioada 1995-2000, activat în funcția de comandant al flotului 81 aviației, ca mare unitate de aviație, coordonând activitatea de instruire în zbor a grupurilor de zbor de pe Bacău, pe Cuci, Iancă. Deci toate categoriile de aviație. Aviația de vânătoare de pe Bacău, elicopterele de la pe Cuci și aviația de vânătoare comandantă de pe Iancă. Pe parcursul abilității ca pilot a acumulat peste de 2500 de ore de zbor, pe 10 tipuri și variante de aeronave și elicoptere, din care 2000 de ore doar pe avionul supersonic cu 21 ore. 2000 de ore pe acest tip de avion de revoluție pe o sumă de lor, în condiții în care în perioada comunistă orele de zbor nu erau așa număr mare repartizate pe pilot. În funcție de comandant, al flotului 81 aviația a lucrat eficient cu organele locale în realizarea unor activități de interes comunitar sau în caz de intervenție la calamități. De menționat, flotului 81 aviația a purtat și numele de locotenent aviator Vasile Niculescu, singur unitate de aviație care a purtat acest nume. Și Vasile Niculescu, după cum știți, este pilotul pe care îl vom sărbători pe 20 noiembrie când vom reedita zborul Marii Unii cu prilejul de penal. În perioada 2002 a activat ca șef de stat major la Centrul Militar Teritorial Bacău și comandant interimar, aducându-și acordul la rola continuare a sistemului de mobilizare personală al Moldovei. La 21 mai 2002, prin decret prezidențial, a fost avansat la gradul de general de flotilă aeriană, iar cu data de 30 iunie 2002 a trecut în rezervă. Din perioada din anul 2003, când prezent a activat în funcția de președinte al Asociației Române pentru Propagandă și Istoria Aeronauticii filiala Bacău și ca membru în Consiliul Director, acord prin vicepreședinte al Asociației Naționale Cadrul Unitare de Rezervă și Retragere filiala Bacău. Aducându-și acordul cu activitățile desfășurate la educarea tinerei generații în spiritul istoriei neamului românesc. În parteneriat cu Primăria, Consiliul Județean și Muzeul de Istorie Județean Bacău au reușit să organizeze expoziții tematice privind participarea armatei române, a aviației militare române la marile evenimente istorice ale poporului român, editarea cărții zborului Marii Unii, înfrățirea municipiilor Bacău și Blaj, executarea zborului istoric Bacău-Blaj la 85 și 90 de ani, de la data realizării acestea de către locotenent aviatorul Vasile Niculescu. Actualmente își aduce aportul în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău la realizarea activităților în cadrul proiectului centenarul zborului Marii Unii, de pe 20 noiembrie 2018. Este căsătorit, are 3 fiice și aș ține să mai precizez faptul că este autor al multor lucrări de specialitate în domeniul aviației. Vă mulțumesc pentru atenție. Acest pilot care a făcut acest zbor eroic către Blaj în anul 1918 și care vom observa și noi în această lună, în noiembrie, centenarul zborului Marii Unii. Emoțiile mă copleșesc pentru că, sincer, nu mă așteptam la asemenea onoare. Vă mulțumesc din suflet! Multă sănătate la mulțumesc! Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
voastră activitate. Mulțumim tuturor piloților de aici din municipiul Bacău, tuturor deservenților din aviație. Mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru orașul nostru. La mulți ani, încă o dată, mult succes! Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, cu punctul cu solicitarea, cu rugămintea de să conferiți titlul de cetățean de onoare al municipiului Bacău, post-mortem, domnului Popescu Dumitru. În perioada în care a lucrat la Bacău, domnul Popescu Dumitru a dovedit o înaltă competență profesională, un real talent de conducător, hotărâre de caracter ieșită din comun. Voință puternică, modest, principal, principial, onest, răbdător cu colaboratorii și absolut corect în toate, toate acțiunile sale. A reușit să ducă întreprinderea regională de electricitate Bacău, unul dintre locurile fundașe în ierarhia celor semnale din țară. A decedat pe data de 29 august 2018, răpus pe o boală incurabilă și necurțătoare. În timpul directoratului său, s-au pus în funcțiune cel mai mare volum de lucrări pentru transportul și distribuția energiei electrice, un volum imens de rețele electrice urbane și rurale necesare satisfacerii consumului de energie electrică pentru industria, agricultură, de pe teritoriul județului Bacău, Neamț, Vrancea, dar și pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor urbani și rurale. Asta totul s-a desfășurat sub un ritm fără precedent de dezvoltare în întreaga istorie a României. A fost perioada în care s-a încheiat acțiunea de electrificare a satelor din cele trei județe, când s-au electrificat toate căile ferate, când dezvoltarea urbană și rurală a industriei și agriculturii a fost aduse aproape de nivelul actual al alimentării cu energie electrică. Direi Bacău era considerat întreprindere de elită a județului. Din absolut toate funcțiile deținute în timp, chiar după plecarea sa în București, a sprijinit direi Bacău așa cum nu a mai făcut-o nimic. De asemenea, doamnelor și domnilor consilieri locali, consider că conferirea acestui titlu de cetățean de onoare domnul Popescu Dumitru reprezintă și o recunoaștere a muncii în care foarte mulți oameni o fac sau au făcut-o pe tot ceea ce înseamnă posibilități de funcționare a infrastructurilor critice. Sunt nenumărați oameni care muncesc și pe care nu știm, sunt nenumărați oameni care au făcut și au realizat acest oraș, au realizat energia electrică, au realizat instalații de termie, au realizat parcuri. Consider un simbol pe care dumneavoastră Consiliul Local al Municipiului Bacău, îl faceți au conferirea titlului de cetățean de onoare post-mortem domnului Popescu Dumitru. Având în vedere aceste elemente, rog Consiliul Local să-și dea un vot favorabil. Invit pe domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovici să prezinte obiectul de legalitate. Nu sunt obiecțiuni de legalitate prin proiectul proiect. Invit pe domnul Fantaze Ciprian Gabriel. Aviz favorabil. Invit pe domnul Cindruș Lomică. Aviz favorabil. Invit pe domnul Lucian Bogdanel. Invit pe domnul Șoca Bățu. Favorabil. Discuții asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret. Să cunosc pe Dumitru Popescu încă înainte de a veni la Bacău. Și el și eu. Eram studenți la Cluj, la unitate de transmisiuni din SOSC. El era șeful grupei, eu încheietorul de grupă, ca fiind cel mai mic, el cel mai mare. L-am găsit la Bacău la atelierul de proiectare, după care primul mare director al Ilie Bacău, Gheorghe Stoican, care s-a transferat ulterior la București, l-a trimis, l-a numit șeful sectorului de rețele mix Pomănești. La un moment dat m-a trimis și pe mine să văd cum se desfășoară activitatea la Pomănești. Popescu mi-a spus, ai venit aici crezând că aici este centrală cu oraș? Nu, aici este oraș cu centrală? Nu, este centrală cu oraș. Pomănești era un sat, practic vorbind, centrala era la periferia orașului,
era cea mai importantă unitate din Comănești. Toată lumea îi spunea director. La Bacău, Bacău a avut mai mulți directori. Primul a fost de la Comănești, un maestru, care după plecarea lui de aici au fost și alți maestri. Cei de după el au fost necorespunzători. Stoica a fost primul om care a pus piciorul în prag la întreprinderea de rețele electrice și la plecarea lui la București l-a recomandat pe Dumitru Popescu. Dacă Stoica ar fi făcut numai această propunere, ar fi meritat să fie numit cel mai mare director al Iliei Evator, sau primul mare director, Popescu fiind absolut categoric cel mai mare director pe care l-a avut Iliei Evator. Ca om, a fost un extraordinar de corect, de vertical, drept, onest. Cuvântul lui era respectat pentru că dacă îl pronunța odată nu se mai întorcea și totdeauna nu lua măsuri critice, era de o corectitudine excepțională. Toți reprezentanții puterii locale care veneau la ședințele Iliei Bacău spunea pur și simplu că Iliei Bacău este societate de elită. Vreau să subliniez că activitatea în domeniul rețelelor electrice, Iliei Bacău avea instalațiile din județele Bacău, Neamț și Vrancea, datorită gradului de dispersie, sarcina conducătorilor era mult mai complexă, mai grea, decât a unei activități care se desfășoară în spații limitate. După plecarea lui la București, a sprijinit activitatea întreprinderii prin toate mijloacele de care dispunea, a ajutat efectiv mulți oameni de la întreprinderea noastră. Aș vrea să vă dau un singur exemplu. Fata unei doamne, unei economiste de la noi, lucra la fabrica de confecții din Scornicești și voia să vină la Bacău. Ei bine, directorul fabricii era o rudă apropiată a cuplului de la conducere și nu voia nici la dispoziția ministrului lui. Popescu Dumitru s-a zbătut până când a reușit să îi transfere la Bacău. Și multe alte. Ca să nu lungeți vorba, gestul primăriei de a-l cinsti, de a-i cinsti eforturile uriașe pe care le-a făcut la Bacău, știți că în perioada lui a fost o dezvoltare fără precedent în România. Din toate punctele de vedere, urbanistic, energetic, industrial și așa mai departe. Acest fapt ne determină să ne exprimăm întreaga gratitudine și recunoștință primăriei pentru acest gest. Vă mulțumesc! Mulțumesc!
invitați oferindu-i, conferindu-i toată lumea o diplomă care ar fi valorat foarte mult în viața lui și în stilul lui. Toate medaliile primite de-a lungul timpului au valorat mult mai mult decât alte lucruri materiale și pe care nu s-a împrejmuit. Și vreau să spun de atât, cei 15 ani care reprezintă puțin pe parcursul unei cariere de 42 de ani de serviciu și 15 ani petrecuți în Bacău și în Comănești, au reprezentat practic cea mai frumoasă perioadă a vieții mei, pentru că aici a devenit profesional un om adevărat, a creat niște relații de prietenie care au rămas până în ultimele zile de viață, era sunat de oameni din Bacău, nu de cei din București, unde a stat mai mult. Și, de asemenea, și-a întâlnit familia. Eu venim la 10 ani în București, nu pot să spun foarte multe despre activitatea de la IRE Bacău. Mi-aduc aminte foarte puține lucruri, dar îmi amintesc de întâlnirile cu colegii de la IRE care veneau cu copii și care erau o familie tot și erau o atmosferă deosebită, cu care au rămas de-a lungul timpului. Vă mulțumesc mult și... Vă mulțumim foarte mult și noi. Supun discuției punctul 4 pe care o ordine de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive. Invit pe doamna Pala de Molina. Invit pe doamna Dragnea Pravăț. Favorabil.
Comisiei de Specialitate 2, favorabil. Invită doamna Dragă Mitoina. Aveți favorabil. Invită doamna Stan Gabriel. Favorabil. Invită doamna Șova Răzu. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Rog pe domnul secretar Nicolae Vitu Popovici să spună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Aceeași abține. 12 voturi. 13 voturi. 13 voturi. A fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 6 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul 3 al 2018 al municipiului Bacău. Legea privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare de legea 273/2006 precizează faptul că ordonatorii principali de credit întocmește și prezintă spre aprobare autorităților demnului relative execuția bugetelor locale pe cele două secțiuni, motiv pentru care venim în fața dumneavoastră cu acest proiect privind aprobarea contului de execuție. Elementele de bază care trebuie să îndeplinite sunt să nu registreze plăți restante, iar diferența dintre suma de venituri încasate și excedentul anului utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar cu el, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante pe altă parte, să fie mai mare decât zero. Proiectul ați avut la mapă, sunt și niște date contabile, cu și niște date contabile, și vă rog să votați în prezentarea pe care am făcut-o. Vă mulțumesc! Există aveți liberalitate? Invit pe domnul Tibiu Jonică. Aveți favorabil? Invit pe domnișoara Dimitrie Clementina. Favorabil. Invit pe doamna Brandă Travăț. Favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate 2 în vederea rezervelor este favorabil. Invit pe doamna Dragă Mitoina. Aveți favorabil. Invit pe domnul Stan Gabriel. Favorabil. Invit pe domnul Șova Răzu Raul. Favorabil. Domnul secretar Nicolae Ovidiu Popovici. Dacă nu sunt discuții, vă rog. Există câteva amenințări. Discuția asupra proiectului. Mulțumesc. Mă întrebam de ce a ieșit domnul primar din sală, dar cred că avem cu toți răspunsul. De rușine. Pentru că ne uităm la contul de execuție bugetară. Și vedem că față de semestrul trecut, deja ajungem pe minus și la partea de venituri, față de ceea ce s-a previzionat la începutul anului, ca să nu mai spunem de cheltuieli, unde 95% din cheltuielile care au fost efectuate până la 30 septembrie se duc în funcționare. Sub 5% pe dezvoltare, deci pe investiții. Și dacă este să ne uităm la investiții, partea de dezvoltare are alocat la 174,6 milioane lei și până la 30 septembrie au fost executate doar 8,6 milioane lei. Asta înseamnă undeva la sub 12% execuție bugetară pe investiții. Deci primăria Bacău nu numai că nu face ceea ce și-a propus la începutul anului, dar va rămâne și am acesta cu bani, cu foarte mulți bani în bugetul local, 10 milioane de lei, și abia aștept să văd executivul acesta cum va explica cetățenilor faptul că pe parcursul anului spune că nu avem bani pentru aia, pentru aia, pentru aia, și la finalul anului rămâne cu banii bugetului. Aveți să fac un semnal de alarmă în acest sens, pentru că această administrație stă cu banii la ciorap, în condiții în care Bacăul are nevoie de astea lucruri. Investiție nu merg, iar aparatul de specialitate, din păcate, se dovedește a fi nefuncțional sub coordonarea acestui primar. Asta am de spus, mulțumesc. Domnul secretar Nicolae Vitu Popovici să spună la vot pentru. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Rugim deci împotrivă. Se abține cineva?
sigur că pentru un vot împotriva domnului, sper că putea să facă aprobare. Supun discuție punctul 7 al ordinii de zi și invit pe domnul primar să spună la expunerea de motive. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului numărul 62 din 19.2.2018, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2018. Este, de fapt, o rectificare de buget. Sunt capitole care sunt majorări, în detrimentul altor capitole, unde sunt micșorări sau diminuări de buget. Materialul ați avut la mapă, sunt mai multe capitole de buget modificate și lucrul care s-a făcut pentru buna funcționare a comunității Consiliului Local și al Primăriei Bacău. Materialele la mapă vă mai pot sta la dispoziție executivul primăriei cu elemente ajutătoare. Vă mulțumesc și vă propun să votați proiectul în forma completată. Invit pe domnul secretar din Orașul Popovici să prezinte avizul de la verificată. Invit pe domnul Fantaz. Invit pe domnul Chindru Jorică. Aviz favorabil. Invit pe domnișoara Dimerică Clementina. Favorabil. Invit pe doamna Drag Contraoț. Favorabil. Raportul Comisiei de Specialitate este favorabil. Invit pe doamna Dragomirena. Aviz favorabil. Invit pe domnul Șabravier. Favorabil. Invit pe domnul Șobaduțu. Favorabil. Discuție asupra proiectului. Domnul Chindru și-a avut cuvântul. Mulțumesc. Nu pot decât să salut alocarea 2 milioane de lei pentru cheltuieli materiale, pentru reparații și așa mai departe, pentru școlile și liceele din municipiul Bacău. Dar ar fi fost mult mai bine ca aceste alocări să fie făcute înaintea începerea anului școlar. Constat că a fost nevoie ca eu să trimit adrese în toate unitățile de învățământ din municipiul Bacău, ca să existe aceste alocări bugetare, pentru că acești directori mi-au transmis nevoile și aparent le-au transmis după aceea și primăriei municipiului Bacău. Aș dori totuși ca la începutul anului să existe o previzionare atentă a acestor cheltuieli și să fie prevăzute în buget din start, tocmai ca aceste școli și licee să nu mai aibă lipsuri financiare și materiale, așa cum se întâmplă de ani multe zile în municipiul Bacău. Mulțumesc. Vreau să fac o rectificare din cei 2 milioane alocați la școli, peste 60% reprezintă plata utilităților și nu a reparațiilor. Deci plata utilității și nu a reparațiilor. Bun, dar ceilalți bani se duc totuși pe cheltuieli comune și servicii, care puteau fi alocați înaintea anului școlar, ca să existe cele necesare la clasă. Și aș mai avea o întrebare, am văzut că a apărut din nou în sală domnul primar, dar să văd dumneavoastră plecat. Am atras atenția executivului pe care îl conduceți, că aveți o execuție bugetară acceptabilă. Dar vă rog, trecem peste asta. Vreau să vă întreb dacă nu construiți de unde sport în cartiere, că am văzut că ați diminuat sumă considerabilă. Mulțumesc. Deci, raportat la prima dumneavoastră interpelare, și întreb în context general, nu am să vin să fac o apologie a și a modalității prin care se poate face cheltuirea cu eficiența banului public. 2. Discutăm despre serie de cheltuieli pe care le-am făcut și o serie de alocări financiare pe care le facem cu școlile, în contextul în care avem disponibilitatea financiară efectivă asupra acestora. Cum știți, municipiul Bacău a pierdut prin formula de alocare bugetară o sumă de peste 26 de milioane de lei la începutul anului și ulterior, prin rectificările bugetare, am reușit să găsim resursele financiare pentru a suplimenta veniturile și alocările financiare către școli. Nu vreau să repet, am mai spus-o și în alte dăți, sumele care au fost alocate către unitățile de învățământ acești ani sunt incomensurabil mai mari cu alte etape istorice din municipiul Bacău. Vom continua aceste alocări financiare, reprezintă cel puțin pentru mine, dar și sunt convins și pentru colegii mei din administrație, o prioritate. Finanțarea, refacerea și
susținerea sistemului de învățământ și a bazei materiale care dintre acestea. Apropo de toate parcurile, toate obiectivele investiționale, terenul de sport din municipiul Bacău, am făcut un principiu de verificare a gradului de execuție a proiectelor, în sensul în care proiectările și avizările se apropie sau nu de final și în contextul în care aceste proiecte au posibilitatea reală de a cheltui banul public sau nu, în intermediul acestui an. Din păcate, sunt o serie de obiective investiționale care, datorită procedurilor extrem de lungi de avizare, urmează un traseu foarte anevoios, care trebuie să ne punem să discutăm cu sinceritate dacă vor fi sau nu vor fi executate integral în acest an. Dar pentru care am considerat, împreună cu domnul administrator public, să alocăm banii necesari și să fie cu adevărat cheltuiți în intermediul acestui an. Deci doar ceea ce se cheltuie în acest an. Dacă vom vedea pe parcursul acestei luni că execuția unora dintre proiecte este mult accelerată, atunci vom face la finalul lunii noiembrie o nouă rectificare în care vom aloca sume noi pentru finalizarea proiectelor puse în discuție. De asemenea, vreau să mai fac încă o mențiune și nu e bine să trecem foarte ușor peste ele. Pe fondul unor scăderi a alocărilor financiare pe care le-am avut acest an, din păcate, prețul la gaz a crescut cu 35%. Uitați-vă că am ajuns în situația în care, aici sunt date certe, în care să tăiem din veniturile care erau din alocările financiare care erau alocate consultanții pentru fondurile europene și să facem alocări din plata datoriilor către termoenergie. Nu este o acție de aici. Și, după cum vedeți, continuăm. Sunt proiecte pe ordinea de zi, exact în acest sens, pentru a putea depăși aceste dificultăți financiare enorme pe care le are municipiul Bacău, raportat la sistemul de încălzire și încălzire. Astea sunt realitățile, peste 50 de milioane de lei îi cheltuim cu acest sistem de încălzire centralizată și prea puțin cetățenii municipiului Bacău beneficiază de acestea. Din păcate, astea sunt realitățile, iar prețul la gaze, această eliberare la gaz, această liberalizare a prețului la gaz, reprezintă o nouă lovitură financiară pentru municipiul Bacău. Și aici sunt banii care, din păcate, îi trăim și tot îi plimbăm, dar îi plimbăm pentru aceste pierderi pe care le avem către termoenergie Bacău. Nu vă supărați. Stăteați să aibă la consultanța pentru accesarea de fonduri europene, pentru că nu este destul de logic ceea ce spuneți dumneavoastră. Este, mi se pare o primă să tai de la consultanța pentru accesarea de fonduri europene, în condiții în care banii aia oricum pentru asta sunt destinați. Să atrage alți bani pe care să faci investiții. Deci, să ai un buget mai mare pentru aceste proiecte. Haideți să nu tăiem de la consultanța pentru proiecte pe fonduri europene și vreau să cred că a fost o greșeală a dumneavoastră când a spus subcul ăsta și că ați exagerat puțin când a spus chestiunea asta. Că totuși acele proiecte europene asumate în fața și fața DR-ului sunt vitale pentru dezvoltarea municipiului Bacău. Sunt în SIDU, sunt în FMUD și mai departe. Dar, păcat să tăiem de acolo, sub pretextul că dumneavoastră vă plângeți că aveți un prețul la gaz. Ok, sunt de acord cu asta, dar totuși, haideți să ne uităm la proiectele de dezvoltare a municipiului Bacău, care ar trebui să le prioritizăm și să, și de exemplu, putem tăia de la ziarul de propagandă pe care l-ați făcut acum, zilele acestea. Deci stăia de acolo și dați în consultația pentru fonduri europene, ca să accesăm fonduri europene. E o idee, de exemplu. Sau putem tăia de la finanțările directe pentru diverse ONG-uri, pentru tot felul de parabili din oraș. Este o idee, iarăși, ca să fim la consultanță pentru atragerea de fonduri europene. Sau putem tăia, de exemplu, de la foc, sau putem recupera, de exemplu, banii ăia alocați în mod ilegal anul trecut, pe legea 350, pe traiul ăsta. Putem recupera de acolo banii, de exemplu, că spune chiar procurorul, în ordonanță, că au fost dați banii ilegal. Haideți să recuperăm. Acul administrativ frumos, recuperăm banii, ca să fim la consultanță pentru atragerea de fonduri europene. V-am dat 4 idei.
probabil se vor scrie multe pe aceste teme. Toate arocările, toate solicitările noastre de fonduri europene nu au fost neglijate, din contra. Eu zic că avem, ne îndreptăm spre o perioadă record de accesare a acestor fonduri, nu prea avem proiectele care să nu fie respinse. Iar chiar astăzi, pe bine de zi, mai avem un lucru. Dar pentru a așeza lucrurile într-o deplină normalitate și pentru a pune adevărul acolo unde este el, o să rog imediat pe domnul Bogdanel să vă dea citire un pic unei liste cu toate fondurile europene pe care le-a solicitat municipiul Bacău și care este etapa în care ne aflăm cu acestea. Pe de altă parte, nu vreau să încurcăm borcanele unele cu celelalte, să discutăm de acum, hai să luăm de pe parte, de la cealaltă. Eu vă spun realitățile financiare așa cum sunt. Domnul consilier Bogdanel, am să vă rog să dați citire un pic. Vă scuzați, dar dumneavoastră nu știți proiectele. Domnul Ghingheșu, haideți să dăm citire. Faci așa un joc scenic. Nu este niciun joc scenic. Sunt profesioniști din Bacău care se ocupă în mod direct de această chestiune. Bun, pe care este. Eu sunt convins că sunt dumneavoastră lucrurile astea. Sunt convins că dumneavoastră sunteți unici și repetabili, le știți pe toate. Nu am pretenția acestui lucru. Fapt pentru care o să dau profesionistului care s-a ocupat împreună cu directorul Agenției de Dezvoltare Locală de aceste componente de finanțare. De aia există un primar care trebuie să ia o decizie și există consilier și aparat de lucru care creează efectiv proiectul și formele de lucru. Domnul Bogdanel, vă rog. Vă mulțumesc. Ce vreau eu să precizez tocmai pentru a îndepărta orice urmă de studiu în general? Domnul primar, cu părere, se referă la următorul aspect. Există alocări pe capitolul bugetar care țin de partea asta de consultanță la început unui an și există proceduri de achiziție publică pe care nu contractăm acești consultanți. Urmarea acestor proceduri de achiziție publică s-au realizat niște economii pentru că licitații s-au ajuns la 50%. Și noi, sigur, cu economia respectivă, ca să o realoci, vorba domnului primar, trebuie să o dai de acolo, ca să o realoci în altă parte. Și nu s-o dăm la școală, am dat-o la gata. Deci nu s-a tăiat la fonduri europene și noi putem face fonduri europene pentru că avem nevoie de consultanță. Vă repet, de la consultanță. Păi nu, n-a stăiat. Ați vrea locat după ce a fost realizat de consultanță. 600 de bani să taie de la capitolul ăla și s-a dat un alt capitol. Deci a fost economii. S-au realizat niște administrația publică, nu vorbim cu metafore. Nu, dar nu am tăiat de la consultanță. La voastră, la administrația publică, ați vorbit de jocul scenice. Care, înțeleg de noi, cum a spus și vorba, am înțeles. Eu aș da rete de o citire la proiectele astea europene pe care noi... Aveți declarații politice, domnul Bogdanel. Le-am realizat foarte bine, noi nu facem politică aici. Crearea galului de debatut cu o strategie de dezvoltare locală în sumă de 7 milioane de euro declarate în 5 milioane de anul trecut, intervenții de 7 milioane de euro, s-a declarat eligibil inclusiv primul proiect pe acest gal, respectiv asigurarea finanțării din fonduri europene a funcționat cu 1,4 milioane lei. Am depus și cererea de prefinanțare 10% din acești 1,4 milioane de lei, au urmează să fie aprobate și să dăm drumul la elaborarea titlurilor pentru ca la anul să avem aplicații pentru aceste 7 milioane de euro. Vă fac o trecere în revista unor proiecte importante, zic eu. Crearea infrastructurii suport, incubare, RAP, tineret, suntem în etapa de precontractare, în pofida plângerilor, sesizărilor făcute de diversi cetățeni la GLAF, ele s-au soluționat, ca să zic așa, pozitiv. E vorba de un proiect de aproximativ 5 milioane euro, 4,65 milioane euro. În ianuarie 2019, potrivit doamnei director Luminița Zezeanu de la Autoritatea de Mediu, vor semna contractul de finanțare. Implementarea unei platforme informatice, componente de Office și Front Office, este un proiect pe care îl veți avea peste ordine de zi, 650.000 de euro declarat eligibil. Acest proiect se va semna, cred eu, într-un orizont de timp, undeva în prima parte a anului viitor, contractul de finanțare și implementarea propriu-zisă. De asemenea, ați aprobat în Consiliul Local documentația pentru modernizarea, dotarea, extinderea portului ambulator Spitalului de Pneumofiziologie, un proiect de 2,5 milioane euro, el se află în deliberare la Autoritatea de Management respectiv. Urmează să avem un răspuns pe această aplicație.
De asemenea, un calup de 9 proiecte pe mobilitate urbană, proiecte dragă, mobilitate urbană, cu termen de depunere de la 31 decembrie 2018, totalizând 40 de milioane de euro. Vreau să vă spun că urmăresc îndeaproape și monitorizez îndeaproape derularea acestui proiect. Am constituit la nivelul UAT-ului, aș zice, un task force, ca să folosesc sintagma asta, scenică. Am trecut din 7 persoane pe diverse bariere de responsabilitate și de intervenție, care urmărim săptămână de săptămână derularea acestei aplicații, vorba de nouă SF-uri, nouă cereri de finanțare, studiul de trafic și politica de parcă, care nu a fost aprobată în Consiliul Local, ea a fost retrasă din cauza unor mici advertențe care țin de, știu eu, de date și de anumiți indicatori pe care trebuie să-i asumă. Deci nu, n-aș spune că nu există proiecte europene de la nivel, dar n-am spus asta. Păi tu mai stați, domnul primar spunea că gazul ne oprește să desfășurăm proiecte. Domnul primar s-a referit la faptul că am tăiat de la consultanța cu fonduri europene, așa, din economii realizate. V-aș mai menționa. V-aș speria, am crezut că v-aș mai menționa. Vă speriați prea ușor, nu, vă părerea, vă speriați prea ușor. V-aș mai menționa 7 proiecte pe lângă acestea. Păi se pare că domnul primar nu mai menționa. Sprijinirea municipiului Bacău pentru asigurarea mergentului calității și performanță un proiect finanțat POC la valoare de 100.000 de euro, aproximativ 100.000 de euro, este neimplementare. Și de asemenea o finanțare prin programul Urbac în valoare de 50.000 de euro, în care noi urmează să semnăm un parteneriat în acest sens. Deci nu aș spune că la nivelul municipiului Bacău nu se realizează proiecte cu finanțare europeană. În schimb, ceea ce aș dori să vă menționez și cu aceștia colegii, sau în jocul scenic și dumneavoastră, proiectele astea de punere a acestor aplicații nu sunt ca o postare pe Facebook. În care se dă rândul și ai mai dat cu mai mai proșa cu mine. Dumneavoastră, aici trece, aici trece, aici trece, aici trece, pentru celelalte străzi care sunt împărțite cu comunele din jurul Bacăului. Pentru
Pentru că se pare că acele 100 de stâlți pe care le-ați promis în campanie, nu vor vedea lumina zilei prea curând, la nivel de modernizare, de activitate și ce mai promitează dumneavoastră. Deci, haideți să subliniem faptul că administrația pe care o conduceți are o mare problemă în a-și întreține și moderniza străzile. Deci trebuie să vină conduit din întregul să facă asta. Bravo lor, dacă au venit să ne modernizeze străzile din municipiu, bravo lor. Deci, vedem că e deja o întrebare. Voi susține acest proiect pentru că e vorba de o stradă pentru cetățenii municipiului Bacău, în principiu, dar voi vota cu mare rușine față de rușinea dumneavoastră că acest lucru se întâmplă în mandatul dumneavoastră. Să vină o comună de 16 ori mai săracă, ca să zic așa, și să vă modernizeze dumneavoastră strada, să vă facă treaba. Domnul, are cuvântul domnul Scripa. Doamna președintă, domnul consilier. Domnul Gingheș, e ușor să vorbim. Cel mai ușor. Într-adevăr, strada Simozului, situată undeva la limita municipiului Bacău și Legea Veche, este oarecum o curiozitate. Două treimi de Legea Veche și o treime, 225 de metri, din municipiul Bacău. Așa am moștenit-o din toate timpurile. Dacă Legea Veche are un program de finanțare privind modernizarea. Nu văd care-i pierderea când îi fac și cei 225 de metri, deoarece ar necesita alt proiect, altă finanțare, ori mult mai ușor o faci pe toată lungimea, poate pentru care au solicitat-o, nu au un alt interes mai mare decât al nostru, decât al locuitorilor din zona, și nu văd intervenția dumneavoastră criticare. Acum, faptul că o face de veche, pe bani vor ar trebui să fie cu rău. Nu iese din domeniul public, rămâne tot acolo, este dată în administrare, doar pe perioada lucrării. Punct. Problema este că ne fac alții treaba. Asta vreau să subliniez. Deci e un caz special. Ne-am dorit unul ar veni universitor să ne facă toate străzile din Bacău. Chiar ar trebui să ne supărăm până la unică. Dar acolo e un caz special. Asta pentru că dumneavoastră de acolo sunteți... Hai să nu folosesc un detaliu. Nu aveți capacitatea să le modernizați. Asta e părerea dumneavoastră. Vor asta, să... asta se întâmplă. Dar vedeți că sunteți pe o pistă greșită. Nu ați, nu ați înțeles acest caz sau această stradă oarecum atipică. Pentru un... De ce? Da. Într-o comunitate normală, oateul bogat ar fi avut, grijă de oateul sărac. Eu știu că astea sunt principiile social-democrației. Mai trebuie să respectăm cei care au învățat șătură când ați intrat în PSD. Nu, le-am învățat la școală. La școală le-am învățat. Deci, ce înseamnă că știți legea? Până la urmă, eu cuștii legea la școalitate. Da, da. Și ce spune domnul Cotru? La articolul 24, dreptul de administrare. Spune dreptul de administrare. Noul cod administrativ nu este în vigoare. Deci eu vă spun de codul civil. Noul cod civil. Două secunde. Deci dacă intrăm în chestii de legalitate, s-ar putea să ajungem la o discuție ce va fi ca în zona curții constituționale și s-ar putea să descoperim că această operațiune are dubii. Deci haideți să nu intrăm în acele discuții. Nu, eu cred că ce domnule secretar, credeți că această operațiune este legală sau nu? Sunt foarte curios de părerea dumneavoastră. Dacă putem da în administrare, noi ca OAT, numeam OAT, o stradă. Vă întreb pentru că ați dat așa de semnături și după aia spuneați că nu știați. De asta. De asta întreb. Nu știu, așa am știut. Ne-ați scris și tocmai. V-am ascultat sfatul și am știut să citesc foarte mult și am anunțat să citiți că dumneavoastră semnați să ținem conștiință de cauză. De asta întreb. Deci, domnul... Sunteți un actor foarte slab. Domnul, asta te-ai scris și domnul... Gestica asta, să știți cum... Nu le știm pe toate, pare rău. Domnul... Nu, dumneavoastră. Dar acesta era problema, că dumneavoastră sunteți un primar sau? Asta e... Domnul Ghingheș, haideți să ne respectăm. În alte județe și în alte localități în municipii. Am prieteni care sunt consilieri locali. Se respectă la urma ori, suntem colegi. Păi dacă vreți sau nu vreți, suntem colegi. Haideți să ne respectăm reciproc. Eu nu mă consider coleg voastre de... Domnul Ghingheș. Atunci, domnul, știți, schimbați plasa. Așa se face la școală, dar tu îți place de celălalt coleg sau de cei cu care ești, schimb plasa. O să depun o cerere în 2020 la cetățenii municipiului Bacău și o să schimb ei. Bine, bine. Vă transferați valeta de. Deci, domnul Ghingheș... Chiar am făcut asta pentru că au grijă nu mai mult de cetățenii lor, dar și de cetățenii oatelui vecinat. De
păcate, noi nu facem asta. Eu mă întreb altceva, dacă făceam noi toată strada, care era consemnată? Salutam lucrul ăsta. Da. Domnul Ghinescu. Salutam lucrul ăsta. Deveniți pe zi ce trece un mic cameleon. Vă felicit, vă integrați în politică perfectă. Astea sunt considerații de legalitate sau politice? Eu mai duc ce rol jucat. Eu chiar de tare sunt politician. Eu chiar, păi nu, joc rolul pe care vreau să-l vreți. Eu chiar încerc să vă aduc. Ce spune legea? Și din punctul meu de vedere, prezentul proiect nu are niciun fel de obiecțiune de mecanicare. Am înțeles. Interpretările dumneavoastră, nu și-au nici loc, nici se. Ok, era o decizie a Curții Constituționale care spunea că OAT-urile nu au voie de arme administrare. Era o decizie interpretativă. Dacă ați început să citiți sau curieți la nivelul ăla mare, e bine. Se face la procedura de procese. Mă scuzați, pot să crezi de ce? Pentru că se dă către o persoană. E persoană de interesic. E un atei. Îi stinge legea? Nu. E acordarea unui drept către o persoană. Nu. Dar poate ați mai citit dumneavoastră. Poate ați mai citit dumneavoastră într-o decizie acolo. Ce? La proiectul numărul 8, am reprezentat votul. Din 19 consilieri prezenți, au votat 17 consilieri. Rezultatul votului 17 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nulă. Pe fiecare articol de la 1 la 6. Mulțumesc! Pot discute punctul 9 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Consiliu Nicolae să prezinte expunerea de motive. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea acelor 320 de 2018, prin care a fost desemnat reprezentantul Consiliului Local Municipiul Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Bacău. Vreau să vă aduc la cunoștință că începând cu anul școlar 2018-2019, unor colegi din municipiul Bacău le-a fost revocat titlul de colegiu și, în continuare, se numesc licee tehnologice. În special, aceste modificări vin în zona unde au și statut de școli profesionale sau absolvenții, au și o meserie. Motiv pentru care noi trebuie să luăm act de această schimbare și să desemnăm reprezentanții în Consiliul de Administrație. Dintr-un număr de 13 membri în Consiliul de Administrație, unul este reprezentantul primarului și doi reprezentanți ai Consiliului Local. Motiv pentru care noi am făcut propuneri la licele tehnologice pentru modificările aferente, propuneri pe care le aveți la mapă, vă rog, ați luat acte și vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc. Nu sunt obiectivi de legalitate privind prezentul. Invit pe domnul Fantaze Ciprian. Favorabil. Invit pe domnul Cindruș. Favorabil. Invit pe domnul Lucian Bogdanel. Favorabil. Invit pe domnul Andreea Cantavăt. Favorabil. Comisia 2 favorabil. Invit pe domnul Andreea Gomilionea. Favorabil. Invit pe domnul Stan Gabriel. Favorabil. Invit pe domnul Șor Bărâțu. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret. Supun discuție din punctul 10 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Nicolae să prezinte expunerea de vot. La proiectul numărul 9, în rezultatul votului, din 19 consilieri prezenți, 18 consilieri au votat. Articolul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au fost votate fiecare între 18 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nulă. Mulțumesc! Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
11 al societății Termoenergy Group S.A. De la societatea Termoenergy a venit cu o notă de fundamentare către Consiliul Local Bacău, prin care solicită rectificarea de buget la trei capitole, capitolul venituri totale, capitolul cheltuieli totale și capitolul 3, rezultatul brut, care dorește să se alinieze la cerințele actuale, privind îmbunătățirea și desfășurarea și continuarea activității la această societate. Pentru locuri suplimentare, aveți pe domnul director și vă propun să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc! Invit pe domnul secretar Nicolae Filipopov, vicepreședintele Instituției. Invit pe domnul Constantin Ciprian. Aviz favorabil. Invit pe domnul Tibiu Jonica. Aviz favorabil. Invit pe domnul Pavel Florin. Favorabil. Invit pe doamna Sintilie Izabela. Favorabil. Invit pe doamna Dragomir Dragăț. Favorabil. Comisia 2 favorabil. Invit pe doamna Dragomir Doinan. Favorabil. Invit pe domnul Stan Gabriel. Favorabil. Invit pe domnul Șova Laur. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar Nicolae Filipopov să spună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Burtu nu... Domnul Burtu nu participă, 16 pentru. 16 votul pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 11 al ordinii de zi și invit pe domnul primarul Dumitru să prezinte expunerea de motive. Înainte de a da citire, doamnă președintă, am să vin în fața dumneavoastră, doamnă și domnilor consilieri locali, cu o serie de propuneri de modificare a ordinii de zi, în sensul următor, cu rugămintea să acceptați trecerea punctului de pe ordinea de zi numărul 39A, vorba de asocierea municipiului Bacău cu Universitatea George Bacovia în vederea realizării în comun, acelea de-a treia conferințe naționale cu participarea internațională de viață și criminalitate. Să trecem ca fiind următorul punct de ordine de zi. Reprezentanții Universității, domnul profesor, este prezent în sală și au cursuri, toate pentru care putem intra că pe dumneavoastră este să acceptați această modificare. De asemenea, vă pot informa că voi retrage de pe ordinea de zi proiectul numărul 20, privind aprobarea listei finale a proiectelor programe ce vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău pentru activități sportive, în baza legii educației fizice și sportului, numărul 69/2018, aferent anului 2018. Motivul pentru care fac acest lucru și vreau să-i mulțumesc pe această cale, chiar dacă nu mai este prezent, domnului consilier local liberal Nicoluș, domnul Miclăuș, care ne-a comunicat ordinul numărul 664 din 2018 al Ministrului Tineretului și Sportului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive. Voi retrage acest proiect de pe ordinea de zi pentru verificarea conformității cu acest ordin al Ministrului, care a fost emis ulterior aprobării de către dumneavoastră și a depunerilor proiectelor, deci ordinul apare ulterior, pe data de 19 septembrie. El este în vigoare cu promisiunea faptului, dar fiind timpul foarte scurt, care mai e până la anului, că probabil în săptămâna viitoare va fi o extraordinară, o ședință extraordinară, care să verifice conformitatea în care se prezinte spre aprobare Consiliului Local, un proiect de hotărâre care să fie conform ordinul numărul 664 din 2018 privind al Ministrului Tineretului și Sportului, privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor. De asemenea, voi retrage de pe ordinea de zi proiectul numărul 36. Dar de când îți fac obiectiv? Noi ați face ori votat, ori de acord, ați inventat
Dar vreau să precizez faptul că la proiectul 20, dacă noi puneam criterii în regulament atunci când am specificat lucrul ăsta în ședință, astăzi nu eram în această situație, pentru că problema acestui proiect astăzi, la ora aceasta, este că regulamentul în baza cărora ar fi aprobate aceste finanțări nu are criterii de departajare așa cum am specificat atunci. Și ordinul asta prevede și asta lipsește în regulament. Pentru curiozitatea dumneavoastră, pentru bună dumneavoastră informare, puneți mânuța când ieșiți din sală. Citiți hotărârea prin care s-a aprobat regulamentul, nu mă puteați din cap așa, ca bulgarii. Faceți așa, da? Deci citiți hotărârea prin care s-a aprobat regulamentul, ca indiciu, duceți-vă la articolul 12 și o să constatați cu stupoare, probabil, că acel articol conține exact criteriile pe care le enunță foarte clar și foarte frumos. Nu sunt respectiv, domnul meu, sunt condiții de acces. Domnul meu, vorbim de criterii de departajare sau lucruri diferite. Legii anexa 2 din acest ordin de ministru spune așa: principiile și criteriile. În articolul 12 scrie exact la fel. Criteriile și principiile. Ați studiat foarte bine și de acelora. Ați studiat degeaba. Legea tot timpul într-un mod greșit. Domnul Ghinghe. Puceți ca legi locali, îi duceți în eroare și puneți în situația de a comite infracțiuni. Asta e problema. Domnule secretar, nu mai interpretat așa. Domnul Ghinghe, vă duceți, eu v-am dat cum fac. Când îndeplinați ședința. Luați fotografia. Dar am citit deja. Mă lăsați să vorbesc? Mă scuzați. Dumneavoastră citiți, dar înțelegeți. Știu cu problema mea. S-au interpretat sensibilul dumneavoastră, dar ați făcut, dar scris frumos și până atât. Vreți să vă citesc din ceea ce spun procurorii? Domnul, dar nu mă interesează. Despre dumneavoastră? Domnul Ghinghe, nu mă interesează. Cum adică nu mă interesează? Nu mă interesează. Dumneavoastră faceți interpretări ale legii și ne induceți în eroare. Asta e problema. Dumneavoastră spuneți că acel regulament nu are criterii. Eu atâta vă invit. Duceți-vă la articolul 12 din acea hotărâre de Consiliu Local și cu stupoare, probabil, veți regăsi exact același criterii, ca așa se cheamă cartorul, criterii, care coincide cu ministrul, ordinul ministrului. După ce îl citiți, și am, stăm de vot. Până atunci nu mai faceți criterii niciun. Înseamnă punctaje și criteriile de departajare, nu înseamnă condiții de acces. Domnul meu, eu vă spun ce spune ministrul. Vă rog să faceți ministrul. Da. Deci ordinul ministrului. Păi vedeți că și ordinul face diferența între condiții de acces și criterii de departajare. Criteriile de departajare vin automat cu punctaje la pachet. Doamne, astfel încât comisia să vă rog să punctă așa. Dumneavoastră a spus că lipsesc criteriile. De departajare. Eu vă spun că criteriile sunt cele nominalizate în ordine. Și atunci de ce le doamneze pe ordinea de zi? Pentru a vedea dacă acele cheltuieli nominalizate în ordinul de ministru sunt respectate în proiect, pentru că senzația noastră este că prin hotărârea noastră am dezavantajat solicitanții restrângând plaja cheltuielilor. Ăsta e motivul. Pentru că ordinul de ministru acordă o plajă de cheltuieli mai mare, ca fiind eligibile, decât hotărârea de Consiliul Local. Asta e motivul pentru care le retrage. Vă dau un sfat pretenesc. Vă rog să introduceți pentru comisia care evaluează proiectele și criteriile de departajare pe punctaje. Domnul meu, repet criteriile de departajare. Pe punctaje concrete. Domnul meu, înțelegeți ce vă spun? De asta se vede departajare. Dumneavoastră a spus criteriile, da? Hai să vedeți că criteriile prevăzute în ordinul sunt preluate în totalitate, sau scrise, probabil, am înțeles ca ordine de ministru să fie împrumutată la mine. Posibil, da. Eu vă fac un sfat. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc. Pe zona de finanțări de la Bursarele, cred că ne-am contrazis destul și cred că, în clipa de față, am puțină dreptate pe zona asta. Domnul ca să o pun elegant. În general, pe ansamblu vizabil de finanțările la Bursarele. În clipa în care induceți aleșii locali în eroare și mi-asum ceea ce spun. E o infracțiune conducivă? Nu.
Dar eu cred că dumneavoastră interpretați legea astfel încât consilierii să fie puși în anumite situații. Și nu este prima oară când se întâmplă. Eu vă pun, pentru că de asta aveți minte. Dar eu citesc. De asta aveți minte. Și după cum dumneavoastră... Exact. De asta aveți... Sunt de acord și cu asta. Sunt de acord și cu asta. Vă pun să comparați. Vreau să spuneți, nu aveți criterii. Atunci, vedeți care sunt criteriile prevăzute în ordine ministru. Și duceți-vă. E o chestie, o operațiune logică, matematică, dacă ați frate. Faceți diferența de criterii. Ați votat alea? Vă rog. Deci, dumneavoastră vorbiți de criterii. Ordinul prevede de, vorbește de criterii. În regulament sunt prevăzute de criterii. Vedeți dacă sunt aceleași promosări de vorbă. Haideți să mai lungim pe timpul cu o săptămână. Da. Ok. Sper că luați în considerare sfatul. Vă mulțumesc. Altfel o să-i puneți pe consilierii locali într-o postură foarte clară. Băi, ne asumăm. Chestiunea asta suntem majori, ești? Și ne asumăm. Acest punct de vedere. Sunt prea voastră care a fost alunii neasumit. Nu se asumit. Eu trafic consilier local, nu ne asum. Și o să-mi dau orice hotărâre. Doar vă spune, eu nu mi-asum aici. Eu nu mi-asum ceea ce faci tu. Suntem aici, o ajutie ședințele astea să fie un pic mai eficiente. Problema. Dacă se scoate de pe ordinea de zi, de ce se scoate? Dacă se lasă, de ce se lasă? Pe ce cea mai departe? Noi mai avem și servici. Aici, în fața noastră, avem cel puțin toți directorii care lucrează în consiliul acadamului. Noi venim aici și ne ții la aceste ședințe. Nu vă ține la problema. Problema. Eu aș vrea să-l putez să fii și tu eficient și să fim cu toți eficienți. Te ascult, dar n-am mai suportat. Am zis că trei ședințe nu iau cuvântul. Consiliul local. Dar nu se poate eliberat. Consiliul local. În perioada anterioară, știu că votați la vot automat 20 de proiecte, în jumătate de oră. Dar aici nu se întâmplă lucrul ăsta. Să știți. Nu se întâmplă din cauza aceea. Deci, Consiliul local este foarte eliberativ. Nu din cauza mea, dar dorită. Alții v-au mulțumit pentru lucrurile astea pe care trebuie să aici. Dintre colegii dumneavoastră. Domnul Ghingeș, sport deliberativ înseamnă o participare activă din partea consilierilor în scopul îmbunătățirii actelor aduse în fața dumneavoastră. Nu v-am văzut în 2 ani de zile cu nicio îmbunătățire a unui proiect. Asta nu știți decât acel cicloroase amendamente care au fost votate aici, care au fost la fel. Înseamnă că acești colegi al dumneavoastră probabil au o înțelepciune mult mai mare decât dumneavoastră și probabil au motivele lor de ce ți le-au răspins, doamne. Înseamnă că nu sunt pertinent. Nu, am spus că au fost unele multe dintre care au fost votate aici. Am adus îmbunătățirea că foarte puțin au fost votate. Dar în cazul de față, acum am sfat. Domnul meu, sfaturile țineți-le pentru copiii dumneavoastră. Dumneavoastră aici puteți să aveți păreri, opinii, interpelări. Atât, nici măcar obiecții nu puteți să aveți. Nu sunt prevăzute de legislație. Opinia dumneavoastră este consemnată în procesul verbal. Asta și trebuie să fie la obiectul proiectului de hotărâre care se discute. Asta cu jocuri de scenă, pentru că cine vorbește, deocamdată nu sunteți în postura să dați sarcini neapărat de specialitate că vorbește sau nu vorbește. De asemenea, dacă mai eu vă spuneam să modificați un curând și atribuțiile primare. Dar nu mai contează pentru vă. Oricum nu știu de bine și Domnul, cum să vă spun, v-am mai spus, respectul până la urmă este baza relațiilor dintre oameni. Duceți discuțiile și cu domnul primar și cu mine și cu colegii mei într-o teritoriu care arată, să nu spun puțin 7 ani de acasă, dacă e atât sau nu, o discuție în oricare form deliberativ, se întemeiază, în primul rând, pe comunicare și comunicarea pe respect. În momentul când dispare acest respect pe care dumneavoastră ar trebui, din punctul meu de vedere, să-l învățați, atunci nu mai e nici măcar comunicare și nu se mai cheamă foarte deliberat, nu se cheamă circ. Haideți să încercați. Rugămintea mea a fost permanent al dumneavoastră. Să arătați că sunteți acel adolescent cu pretenții care poate ridica anumite probleme pertinente și nu mai veniți, nu mai cucuri de genul care a fost sfatul, mai ales. Domnul meu, până la urmă suntem și fiecare își asumă fiecare gest care îl face. Și dumneavoastră și noi. Diferența dintre noi și dumneavoastră este că noi nu scrim cu mâna stângă, nici cu mâna dreaptă. Scrim când trebuie și te ascultăm. Dumneavoastră te-ai scris și până mă ascultați. Asta nu e o problemă. Dacă, repet, poate puțin respect față de anumite persoane, nu neapărat eu nu vă pretinez. Dar privind din afară, atitudinea noastră față până la urmă de primarul municipiului
Bacău, care a fost și coleg, urmea, și care a avut un rol la... Astea sunt considerații politice, pierdem vremea. Deci o, eu am considerat de urmă, am adus, eu mă întreb, și de criteriile, sunt considerații de criteriile scrieși. Nu m-a spus altceva. De educație. M-a spus despre criteriile considerații de educație. Eu vă impresionez, eu încerc, eu ca dumneavoastră să nu mai transformați ședințele de Consiliu Local în cerc. Vorbim în limitele bunei cuvințe, în limite bunului respect. Mare, veniți strict la proiect. Dumneavoastră ați divagat, vă zic la trezore. Nu, nu, dumneavoastră v-ați făcut de banieri. Dumneavoastră ați arătat de banieri. Supuneți la votare. Să supuneți la votare? Modificările de ordine. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi a fost aprobat. Deci, finalitatea până la urmă aceea, dar ce primari, știți? Vă place. Aș vrea să vă rog și eu ceva, dacă îmi permiteți. Să înțeleg că acel punct 20 se amână... Nu, no, cred că s-au luat. Nu, dar trebuie să vă rog. Vă rog, iertați-vă. Să înțeleg că acel punct 20 se amână pentru o altă dată? Sau cât este pentru finanțarea ceea ce privește sportul? Domnul profesor, nu am făcut acest gest cu inima bucuroasă sau deschisă. Am fost sesizat de dimineață cu privire la acest ordin de ministru de către domnul consilier local Miclăuș. Motivul pentru care am retras-o de pe ordinea de zi a fost exact verificarea conformității cu acest ordin. Pentru a evita alte discuții, circuri și scandaluri pe care sunt convins că unii și le-ar dori imediat înfăptuite, pentru de ce mulți își închipui că a ajuns primar, făcând tot felul de acte, mai mult sau mai puțin ortodoxe. Pentru a evita orice fel de discuție și orice fel de greșeală, ăsta a fost motivul pentru care am retras de pe ordinea de zi, cu mențiunea faptului că săptămâna viitoare o vom prezenta într-o ședință extraordinară. Ședința extraordinară se poate desfășura prezentând documentele și materialele pe masa Consiliului Local cu 3 zile înainte de desfășurarea ședinței. Eu sper ca săptămâna viitoare să ne vedem iarăși la aceeași masă și să discutăm în vederea aprobării proiectelor care beneficiază de finanțare. Dar pentru a evita discuțiile neprincipiale sau alte riscuri de orice fel de natură, atât asupra mea cât și asupra colegilor mei, din păcate suntem puși în situația în care să facem această amânare. Nu o luați ca pe o blocare a finanțării sub nicio formă, ci este vorba doar de o amânare. Da. Știți foarte bine că, indiferent de situație, eu nu o să fac niciun fel de comentariu contra, fiindcă asta este viața, v-am spus, știți foarte bine și discuțiile noastre, că dacă, probabil că e scris undeva că aici se încheie activitatea sportivă, mă refer la echipa de volei de mine, o să iau ca atare. Sunt așa puțin, sunt puțin mai mult, vă dați seama, să mă dacă m-am început campionatul. Fetele acestea, care sunt la echipă, din februarie, stau și joacă pe barba mea. Eu le-am promis că o să rezolve și nu e nicio problemă. Nu e nimeni de vină. Nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să mă înțelegeți greșit. E o situație foarte delicată. Ați văzut, poate pe cine citește, n-am mai rămas singura echipă din Moldova de volei feminin. Care de 30 de ani este în competiții europene an de an.
nu mai vreau să spun campion național de câte ori și nu știu ce. Aș fi o tragedie, sau și mă vedem după amiază la antrenament, știm că astăzi este ședință, că era ședința și am spus că s-a aprobă o finanțare, că știți cum e, că decât de mic mai bine, sau decât mai, mai bine mai târziu decât deloc. Ei, mă gândesc, mă duc după amiază la antrenament și le spun că nu știu dacă sunt mai încreadă. Aici, dacă permiteți o secundă, domnul profesor, n-am să intru în nicio formă în motivele lipsei de bani pe care o avem, pentru că, repet, cred că s-a înțeles foarte clar. Dacă am fi avut o spargă de la început, nu era niciun fel de problemă, nu i-am avut. Aia texte de legi care s-au schimbat în timpul jocului. 3. Vreau să rețineți foarte bine. Unii consideră că plângerea penală este o armă politică. Și am trecut prin suficientă experiență și eu și colegii mei. Mai mult decât atât. Uitați-vă și aici, pentru toată lumea care este prezentă în sală, numai pentru dumneavoastră. Nu am retras proiectul de pe ordinea de zi care se referă la o serie de rectificări bugetare care alimentează capitolul sport. Banii vor fi alocați în această ședință. Ne dorim ca să existe această conformitate a articolelor din proiecte cu ordinul de ministru mai sus invocat care a apărut ulterior. Și vă rog să ne înțelegeți că vom făcut și vom face totdeauna orice ne-a stat în putere. Așa cum și acea premiere care am alocat-o cu greu în această vară pentru echipa dumneavoastră și pentru dumneavoastră care are toate rezultatele din lume și felicitări. Dar sunt unele chestiuni care, din păcate, domnul profesor, mă refer nu numai la dumneavoastră, ne pun în situația în care să mai măsurăm încă o dată și încă o dată, pentru că știm, și vă repet, că plângerea penală este utilizată pe tarmă până. Eu știu și nu am de poate trebuia să încerc să spun că să vă mulțumesc că, pentru sprijin și e lucrul cert și am mai spus și în altă ocazie. Fără sprijinul Consiliului Local, al dumneavoastră personal și a celorlalți membri, nu poți să faci activitate sportivă, categorie, deci să faci performanță. Nu, nu este cine crede că facem așa diletantism, se înșeală. Adică nu, nu se poate fără sprijin. Acum, n-am ce să spun, vă mulțumesc oricum, o să cântăresc foarte bine, o să discut, vă rog, dacă cumva o să iau o decizie dintre asta care să nu mă condamnați, că este, sunt într-un moment foarte delicat și foarte greu, sincer vă spun, din punctul meu de vedere ca om, fiindcă eu mă confund cu această echipă, asta este realitatea, asta de rog de 30 de ani la echipa asta. Nu-i joacă. Nu știu. Nu e posibil să auziți că ne retragem din campionat, sincer vă spun. Domnule primar, stimați colegi, ținând cont că finanțele se adresează unor echipe care sunt în prim campionat, ca ședința extraordinară s-a luat tot săptămâna asta, cu riscul că să alocăm chiar și sâmbătă, dacă nu e timpul fizic pentru întocmirea documentului. Că, trebuie să înțelegi, e o situație creată, neplăcută, și dacă am putea, sunteți de acord de să avem și cuvânt, bineînțeles, cu rugămintea mă adresez în primul rând domnului primar și să o organizez. Joi, vine, maxim, sâmbătă. În punctul meu de vedere, dacă va fi verificată conformitatea și se vor găsi absolut toate căile legale, fără îndoială că inițiem, eu nu voi iniția în această situație. Pentru acest lucru. Îmi pare rău, dar nu mai ajungeam astăzi în situația asta, dacă ați luat în seama avizul negativ al Comisiei Judiciare. Toți cei 5 consilieri din Comisia Juridică, atunci când am adoptat regulamentul, au fost împotrivă, tocmai pentru că nu au existat criterii. Uitați-vă la procesul verbal. Criterii de departajare, domnule secretar. Deci dacă atunci mi-ați fi asumat sau m-ați fi asumat pe mine în momentul prea ședință, n-am fi ajuns astăzi în situația asta.
pentru că făceam toate lucrurile din SAP corect și aveam și criterii de partajare conform ordinului ministrului. Asta este problema. De asta specificam lucrurile astea, pentru că faceți administrație ne gândindu-vă că și opoziția ar putea să aibă ceva de spus. Deci dacă o făceam din SAP ca lucru. Deci, vă reamintesc că avizul Comisiei Frici atunci a avut 5 voturi, toate împotriva. Toate pentru regulamentul respectiv. Foarte important. Deci, inclusiv colegii dumneavoastră. Abținerea domnul Chincheșului este vot împotriva. Dar nici pentru. A fost aviz negativ. Avizul a fost negativ, dar nu a spus vot. Dar la nu au fost 5 voturi. Atunci trebuie să discutăm lucrurile astea despre regulamentul ăla. Nu acum. Doamna președinte, dar vreau să spun. Asta am domnul consilier Puluță, domnul consilier Șova, am o rugăminte către dumneavoastră, eu de aici încolo așa am să procedez. L-am mai dat odată și mai dau încă o dată acest citat din Nicolae Iorga. Dacă atași replica unui prost, te trezești cu prostul tot în discuție. Vă promit că de acum încolo așa o să vă rog, luați și dumneavoastră în calcul acest aspect. Și aceea, acest citat pe care Nicolae Iorga ni l-a dat. Pentru că, într-adevăr, nu-i normal, totdeauna se trezește câte un dirigent la școală și ne ține lecții. Astăzi n-ar fi ajuns în această situație tristă, dacă ați fi ascultat acest diriginte. Domnul Gingheș, fac parte deci, cu tot respectul, puteam face un regulament perfect, legal și astăzi aprobăm aceste proiecte, conform legii. De asta domnul Gingheș a participat la ședințe și de asta v-a adus astăzi la cunoștință aceste aspecte. Foarte bine că ați specificat că a participat la ședință. Asta este rolul dumneavoastră ca și consilier. Puteți în comisii, veniți și susțineți-vă acolo. Nu stăm ascunși și vii cu o zi, vii exact în ziua când trebuie să se voteze și spui că acolo. Ați înțeles. Ne-am referit la comisia pe evaluarea proiectului. Da, eu fac parte din comisia, iar domnul Micălăuș a venit. E treaba dumneavoastră cu Micălăuș, nu e treaba. Eu v-am spus. Eu vă zic și dumneavoastră. Deci faceți cumva și ajungeți la comisii. Faceți cumva, dacă chiar vreți binele urbei, mergeți la comisie. Aveți nelămuriri, de ce nu le cereți la comisie? Sau sunteți omul vinat? Cum spuneți? De ce nu veniți cu mâna la bune? Aprobarea regulamentului a fost la comisie și cu toți am spus la comisie. Știți cumva că a apărut ordinul ministrului pe 16 septembrie, 19 septembrie și noi am evaluat înainte de acest ordin? Da, știu, am și scris lucrul acesta. Păi, cum puteai dinainte să știi că ministrul a dat tot? Pe bloc, am înțeles, au spaină domnul cu scrisul de asta. Pentru absolut toți solicitanții acestor finanțări, oameni buni, acest regulament a fost dat în august, a fost evaluat ulterior. Evaluarea dumneavoastră s-a făcut anterior apariției acestui ordin. Asta e realitatea. Și acum ne trezim cu ordinul în brațe. N-am ce face. Dar facem tot ceea ce ne stă în măsură și în putere ca să rezolvăm o dată problema. Asta e realitatea. Și vă repet, sunt unii care au senzația că plângerea penală, indiferent cum, oricum, e un joc politic. Vreți să vă citesc în ordonanța procurorului care spune că dumneavoastră a făcut și o să vă dau în judecată exact pentru ceea ce îmi citiți. Vreți să vă citesc la dumneavoastră? Exact. Vă citesc acum. Vreți să vă citesc? Ați descoperit o lectură obligatorie, facultativă, pentru timpul dumneavoastră. Domnule primar, despre asta vorbim. Ați preparat o taxă legală. Domnul Gingheș, mai aveți puțin de venit chelar. Și vă șantaje. Domnul Gingheș, știți de ce sunteți chelar în momentul ăsta? Știți de ce sunteți chelar în momentul ăsta? Pentru că invocați. Haideți să vă spun de ce sunteți chelar. Invocați. Lipsa unor criterii care în regulament sunt. Invocați lipsa unor criterii de repartajare care în acest moment din punctul meu de vedere nici măcar nu sunt necesare. Pentru că avem 3 proiecte care au participat, 3 proiecte care s-au încadrat în proiect și nu aveți nevoie de niciun criteriu, așa cum îl numiți dumneavoastră de departajare. Și ca să vă luminez până la capăt, citiți articolul 2 din acest ordin de ministru și să vedeți că la litera A,
Vine ministrul și spune unde se aplică legea 350 și unde se aplică, și unde se aplică regulamentul propriu. Nu unde se aplică ce vreți dumneavoastră. Deci unde se aplică regulamentul propriu. Ori în cază de față, noi avem un regulament propriu. Nu se aplică legea 350 pentru că ne încadrăm în proiectele de utilitate publică. Asta v-am spus, dar mai jos spune că acest regulament propriu trebuie să aibă criterii de partajare. Spune mai jos. Și criteriile sunt, repet, studiațiile. Vedeți că sunt prevăzute expres la anexa 2 și duceți-vă și la articolul 12 din hotărâre și o să vedeți că aceste criterii corespund. Noi avem o singură problemă. Sunt mai multe cheltuieli eligibile declarate de ministru decât le-am declarat noi eligibile. Asta e problema pentru care ne trage proiectul. Nu pentru ceea ce dumneavoastră de jumătate de oră ne încuiați capul. Bun, haideți să facem ședință și să rezolvăm lucrurile astea. Păi așa vreau eu. Bun, haideți. Ați înțeles? Bun. A dat Dumnezeu. Dar să avem în vedere și regulamentul cu criterii de partajare. Chiar să poți și citiți articolul 12 și dacă vi se pare că nu corespund criteriile, faceți o propunere, pentru că asta e panașul dumneavoastră, că nu. Sunt procurori, sunt avocați, sunt polițiști,
Sunt oameni din instituțiile de învățământ preuniversitar, deci profesori din mediul preuniversitar, toți aceștia având preocupări multiple în ceea ce privește devianța și delinvență. Vreau să vă fac cunoscut că această conferință națională cu participare internațională pe care de fapt mă doresc să fie o conferință internațională efectiv, la care trebuie să atragem colegi din mediul universitar, academic, din, eu știu, din zona de vest, din Occident, la această conferință. Vreau să spun că printre acești participanți sunt oameni care au scris diverse materiale care, în prezent, permanent, le dau telefon când urmează să aibă loc cealaltă conferință pentru a participa la aceste manifestări științifice. Noi vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul pe care mi l-ați oferit până acum. Dacă aveți întrebări, vă puteam răspunde la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Nu sunt tot de cine e invită domnul Fantazeu Ciprian. Invită domnul Chindru Șorică. Aviz favorabil. Invită domnișoara Minerică Cănepina. Invită domnul Lucian Bogdanel. Invită domnul Andreea Năpravăț. Favorabil. Invită domnul Stan Gabriel. Favorabil. Invită domnul Șovalaur. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar Nicolae Andrei Popovici să spună la mașină. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Ghiu se abține? Serviciul Achiziții Investiții a Primăriei Municipiului Bacău.
și urmează să-l facem public și să demarăm această procedură de achiziție publică. Proiectul este mai voluminos, sunt mai multe materiale, ne-ați avut la mapă și vă rog să votați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumesc! Indică domnul secretar Nicolae Rui Popovici să prezintă acestea la realitate. Nu e nici obiect în realitate. Indică domnul Fantazio Ștudian. Aviz favorabil. Indică domnul Filiu Jomica. Aviz favorabil. Indică domnul Atintirie Izabela. Aviz favorabil. Indică domnul Breacă Bravo Senela. Favorabil. Comisia 2 favorabil. Indică domnul Dragomir Lena. Aviz favorabil. Indică domnul Stan Gabriel. Favorabil. Indică domnul Șovalau. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Aveți cuvântul domnul Ghingeșu. Mulțumesc frumos, dacă îmi permiteți, am două rânduri de executiv. Prima se referă la numărul de locuitori declarat în documentația de atribuire, care este 104.000 locuitori și ar trebui să știu cum a fost estimat acest număr, sau cum a fost comunicat acest număr de 104.000 locuitori din municipiul Bacău. Și a doua întrebare este dacă taxa de salubritate va crește la 16 lei pe lună, așa cum este specificat în studiul de oportunitate care însoțește documentația de atribuire. Rog din executiv sau din cei ce au, din echipa care au întocmit acest contract de delegare, dacă dețineți datele solicitate, vă consiliez. Dar avem onoarea ca alături de noi să fie și directorul Adis Bacău, care sunt sigur că are suficiente elemente să convingă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Bună ziua, am avut din nou în fața dumneavoastră pentru a susține un proiect de hotărâre pe care mă consideră și important. Pentru că intervenția mea are legătură cu un răspuns față de observațiile care au fost ridicate de domnul consilier Ghingeș și pe care deja le anticipam. Vă spun câteva lucruri de interes pentru dumneavoastră. Și anume, la baza întocmirii documentației de către consultantul care a fost contractat de către asociație, au stat la bază raportările referitoare la numărul utilizatorilor serviciului public de salubritate, transmise de către fiecare unitate administrativ teritorial pentru ATIS și anume, în cazul Sfeță, am venit această cifră din partea UAT Municipiul Bacău. Cifra, deși pare mică, este posibil, dar la finalul procedurii să fie și mai mică. Este o cifră estimativă. Astăzi, când stăm de vorbă, din păcate, nu avem împreună acel instrument de lucru pe care l-am transmis tuturor membrilor ATIS spre analiză și aprobare, și anume o modalitate de inventariere practică a numărului utilizatorilor serviciului public de salubritate, a cărora se răspânge în realitate plata acestui serviciu. Referitor la cea de-a doua observație, referitoare la creșterea cuantumului taxei speciale de salubritate. Eu unul mă raportez în afirmație în fața dumneavoastră la planul anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferent proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bacău, aprobat în hotărâre de Consiliul Local în 2010 și în hotărârea Adunării Generale Asociațiilor ATIS. Însă vă reamintesc, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră sunteți la curent cu aceste informații. În 2010, când Consiliul Județean întocmea documentația pentru proiectul Sistem de Management Integrat, în județul Bacău au evidențiat de 708.000 de locuitori. Realitatea recensământului din 2011 final ne-a dat cam rămas mult mai puțin, 616.000. Astăzi, din raportările pe care le-am primit din partea tuturor unităților administrative teritoriale, avem o cifră la nivel județean de aproximativ 437.000 de locuitori evidențiați. Dacă această scădere a populației, care este un fenomen real, ar fi dublată de o scădere a cantităților de deșeuri, nu ar fi nevoie de o majorare salubritate. Însă în ceea ce privește realitățile contractelor de delegare, atât cel încheiat de asociație cu Romărescu pentru 65 de OAT-uri, cât și cel încheiat de asociație pentru toate OAT-urile, cu Ecosudul pentru depozitarea deșeurilor, cât și viitorul contract de colectare și transport al deșeurilor pe municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Este o realitate faptul că acest cuantum al taxei speciale de salubritate va crește, însă modalitatea de creștere o considerăm una încadrată în gradul de suportabilitate al populației din motive obiective.
Dacă vă aduceți aminte, în 2010, cuantumul salariului minim sau a venitului mediu era unul, în 2019 este cu siguranță altul. Însă creșterea efectivă a taxei speciale de salubritate nu comportă aceleași elemente de creștere. Este însă necesar acest lucru în condițiile în care sustenabilitatea contractelor de delegare este un principiu legal de la care nu ne putem abate. Municipiul Bacău are aproximativ 25% din populația mediului în județ, însă raportat la cantitatea de deșeuri, vorbim de aproximativ 50% din cantitatea totală. Stau la dispoziție, doamnelor și domnilor consilieri, orice altă lămuriri consideră necesare. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru răspunsurile foarte bine fundamentate și explicate de altfel. Ca de obicei, așa cum ne-ați obișnuit, să vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de reprezentant al ADIS, credeți că această cifră declarată de 104.000 locuitori este una reală? Și dacă nu puteți să răspundeți la asta, credeți că această cifră ar putea pune probleme în ceea ce privește desfășurarea contactului cu viitorul operator? Și a doua întrebare, dacă sunt de oportunitate, prevede niște taxe la salubritate, viitorul operator poate invoca faptul că a fost indus în eroare de această documentație în situația în care această taxă nu ar fi majorată? Să încerc să răspund în ordine inversă a întrebărilor dumneavoastră. Odată aprobată documentația de atribuire, avem un prim pas. La mapa vreți inclusiv condițiile contractuale. Unul dintre articolele din contract, din viitorul contract, spune în felul următor, că unitățile administrative teritoriale își asumă ca din taxa specială de salubritate să plătească operatorul. Operatorul va veni și va raporta munca pe care o face. Și anume cantitățile și prețul pe care l-a ofertat pe ton. Este sarcina fiecare unități administrative teritoriale neîndragis să aibă o evidență la zi a utilizatorilor serviciului de salubritate. Iar subiectul cuantumului taxei speciale de salubritate nu privește pe operator. Este problema strict a administrației publice de a asigura prin această taxă de salubritate plata serviciilor. Pe de o parte. Pe de altă parte, referitor la prima întrebare, dacă anticipez eventuale probleme, nu legate de numărul de utilizatori, însă anticipez contestație la CNSC, contestație la Curtea de Apel și să dea Dumnezeu să fie doar atât. De ce am considerat util acest demers în strânsă colaborare cu membrii asociației? Pentru că, așa cum știți dumneavoastră, avem o experiență pe celălalt contract, unde una era populația din documentație și alta este populația care nu este declarată astăzi. Plecăm la drum împreună de la populația declarată. Însă cu toții știm că această populație va suferi modificări. Este un lucru cât se poate de normal și natural. În speranța că veți acorda vot pozitiv acestui proiect de hotărâre, dați-mi voie să vă reamintesc faptul că până în prezent nouă unități administrative teritoriale, partenerele cu municipiul Bacău, în acest proiect au aprobat deja prin hotărâre de Consiliul Local această documentație pe care o aveți și ne-au supus dezbaterii și aprobării. Până miercuri 31, sper să avem toate cele 23 de hotărâri de Consiliul Local necesare, în așa fel încât în luna noiembrie să demară procedura de licitație, iar în cursul anului următor, estimez undeva în oară, să avem desemnat cu câștigători și să putem oferi municipiul Bacău și cetățenilor municipiului un nou contract pe bază solidă. Mulțumesc! Rezultatul votului, 14 voturi pentru, 2 voturi contra, 1 vot anulat. Mulțumesc la proiectul numărul 12. Primar, îmi cer scuze. În
permite să mă retrag la jucat, să știu dacă totuși proiectul a fost aprobat. Da, a fost mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Să zic mai expunere de motive la proiectul privind completarea HCL numărul 240 din 28.06.2018, prin care s-a aprobat alocarea lotilor de 155 de metri pătrat, teren proprietate privată, a domnului Ludinski Mihai și 193,6 metri pătrat, teren proprietate privată a municipiului Bacău, într-un singur cot de proprietate. Domnul Gauz a făcut solicitare către noi, deoarece deține două terenuri. Un teren proprietate privată, în suprafață de 193 de metri, și un teren concesionat de la Consiliul Local Bacău în anul 2000, în suprafață de 348 de metri pătrați. Solicit alipirea celor două terenuri, în vederea constituirii unui singur cot de teren, pentru a putea intabula și a obține carte funciară. Proiectul este aprobat și vă propun să votați proiectul în forma solicitată. Mulțumesc! Bă, hai să respectăm, nu vă trebuie să facă. Invit pe domnul Fantazic Cunian. Invit pe doamna Marin Milona. Invit pe doamna Bratăna. Favorabil. Raportul comisiei 2, favorabil. Invit pe doamna Dragomir Lena. Favorabil. Invit pe domnul Stan Babila. Favorabil. Invit pe domnul Șobanu. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret. Am o mare rugăminte la domnii consilieri. Vă rog frumos, exercitați-vă dreptul de vot. Ieșiți din țară fără să vă dați și nu mai știm câte peretine să numărăm, ce se trece pe peretine de voi și pe cele dreptate, poate la ședințele ulterioare, vor rezista discuții. Prezenți, 17 consilieri au votat. Articole 1, 2, 3, 4, 5 au primit fiecare de 17 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi bune. Supun discuție punctul 14 la ordine de zi și invit pe domnul Marcos Nicola să prezinte expunerea de motive. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a activității voluntare prin cadrul poziției locale a municipiului Bacău. Nu există obiecțiuni de legalitate. Invit pe domnul Fantazic Ciprian. Invit pe domnul Chizu Jovică. Invit pe domnul Cine Florin. Invit pe doamna Bratele Mustravăț. Invit pe doamna Dragomir. Invit pe domnul Stan Gabriel. Invit pe domnul Laușoma. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar Nicolae Dricopopi să spună la vot proiectul cu domnul Dricău. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul hotărâre. Supun discuției punctul 15 al ordinii de zi și invit pe domnul Marcos Nicolae să prezinte expunerea de motive. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 8 metri pătrați în intravilanul municipului Bacău, proprietate privată a municipului Bacău, beneficiat cojocarul Ciprian Ionuț și cojocarul Nadia. Este vorba despre o solicitare de concesionare a terenului, întregerea construirei unui balcon care urmărește profilul și dimensiunile balconului de la etajul la parter, urmărește profilul și dimensiunile balconului de la etajul superior. Invit pe domnul secretar Nicolae Dricopovici să prezinte apicul delegat. Invit pe domnul Pantaleș Cunian. Favorabil. Invit pe domnul Marcidiana. Favorabil. Invit pe domnul Lungu Marian. Favorabil. Invit pe domnul Dragă Zăntravăț. Favorabil. Raportul comisiei 2, favorabil. Invit pe domnul Șobarăuț. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret. Da. Poliția locală a solicitat aviz la un proiect prin care solicită
aspecte legate de organizarea funcționarea poliției, mai exact modificarea organigramei. Este vorba despre mutări, desființări de posturi, compartimente, servicii care sunt altele decât în organigrama aprobată în 2017 și vin în concordanță cu cerințele actuale de funcționare. Nu există mici în legal. Invită domnul Fatalicinian? Invită domnul Pintru Jonică? Favorabil. Invită domnul Elefonit? Favorabil. Invită doamna Dragănă? Favorabil. Raportul de comisia de favorabil. Invită doamna Dragonier? Favorabil. Invită domnul Stan? Favorabil. Invită domnul Șovan? Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar Nicola Didepopov să spună la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este ceva împotrivă? Abține cineva? 15 mai sunt în sală. Cât sunt în sală? 15. Cu 15 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Propun discuție punctul 18 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Scripa să prezinte expunerea nevoitorilor. Da. În data de 12 noiembrie 2018, sărbătorim ziua mondială a diabetului. Nu știu care an, marcăm această, se marchează această sărbătoare la nivel internațional. Se concentrează pe anumite teme, dialoguri, sfaturi și motive pentru care devenim asociați, asociați clinica de diabet și nutriție mini-med-vacă, realizarea unui eveniment pentru realizarea unui eveniment cu această ocazie. Nu există obiectiune legală. Invită domnul Fatalicinian? Invită domnul Chindu Jonică? Invită domnul Lucian Bogdanet? Invită domnul Stan Gabriel? Invită domnul Șovarăor? Discuția asupra proiectului? Rog pe domnul secretar din Corea din Comun, să spună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Este cine cineva? Cât sunt doamna la vot? 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Am și eu rezultatul la proiectul vot 15, doamna președintă, cu votarea mea. Articole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a fost votat de fiecare de 17 voturi pentru, 16 voturi pentru, cu un vot contra, 0 voturi nulă. De 16 da, 1, nu, 0 nulă. Proiectul 19 se referă la asocierea Consiliului Local cu Parohia Ortodoxă Lazaret, acum în an centenar, când vrem să creăm un eveniment împreună, cu tema Jertfa Unirii Noastre. Evenimentul se va desfășura la 11 noiembrie, la Teatru de Vară, din municipiul Bacău. Implicarea noastră este doar punerea la dispoziție a acestei locații pentru organizarea evenimentului. Mulțumesc! Invită domnul secretar de Corea din Poporii să prezinte acțiunea de legalitate. Nu există obiectiv de legalitate. Invită domnul Fantaze Cipian. Favorabil. Invită domnul Sidru Șomică. Favorabil. Invită domnul Cipotau Florin. Favorabil. Comisia actorii favorabil. Invită domnul Stan Gabriel. Favorabil. Invită domnul Șovanov. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar de Corea din Poporii. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Doamna ta, mă știți? 17. 17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Se pun discuție punctul 21 al ordinii de zi și domnul domnul viceprimar Scripa să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, este expunerea de motive la proiectul care presupune acordarea acelor tichete valorice în valoare de 100 de lei celestial, în vederea achiziționării
alimentelor de bază, care se adresează persoanelor cu venituri mici, modeste. Invită domnul secretar. Este obiectivul legat. Invită domnul Fantază. Aviz favorabil. Invită domnul Tindruș. Aviz favorabil. Invită doamna Tiricame. Aviz favorabil. Invită domnul Asen Lilian. Favorabil. Invită doamna Dragnă. Favorabil. Invită domnul Stan. Favorabil. Invită domnul Șoba. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog, domnul secretar, să răspundă la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 17. Cu 17 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 23 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar scripă să prezinte expunerea de motive. Este o solicitare de la primărie de către doamna Pluș Neac Silvia, reprezentant legal al cabinetul medic doctor Bruce Neac, care are un cabinet medical și solicită prelungirea duratei de concesionare, care a fost din 2011, 11 a 10-a 2011, iar de nu există obiectiv de legalitate. Invită domnul Fantază, invită doamna Valentiana, invită doamna Bardașu Cristina, invită doamna Breacnă, comisia 3 favorabil, invită doamna Dragomir, invită domnul Șoba, discuția asupra proiectului de hotărâre, se trece la procedura de vot secret. 23 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Scripăt să prezinte expunerea de motive. De motive, aprobăm sau solicităm aprobarea unui proiect privind condițiile de execuție și lucrărilor pe domeniul public. Știți, fiecare se fac câte lucrări, intervenții pe domeniul public, dar nu se respectă. Nu se respectă în totalitate, se eliberează autorizații de construcție, dar nu se readuce într-un timp optim terenul la starea inițială, de avem un oraș, de derivelări, distrugere de străzi, urmoare, spații verzi. Ori, nou regulament, eu știu, presupune controle mai eficiente, intervenția al personalului de la Direcția de Drumuri pentru a avea un oraș cât mai ferit de grob și de intervenții utile și neaducerea pe călătoria. Invită domnul secretar Nicolae Popov să prezinte aceste legalitate. Invită domnul Fantază Ciprian. Invit pe domnul Pintru Jomică. Invit pe domnul Mateu Tătorin. Invit pe doamna Breacnă Drăgăvăț. Raportul comisiei pe favorabil. Invit pe doamna Dragomir Grena. Invit pe domnul Stan Gabriel. Invit pe domnul Șoma. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Vă rog pe domnul secretar Nicolae Dragomir Popovi să spună la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 17 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. A venit doamna Breacnă? Da. Având în vedere prezența doamnei Breacnă, 18 voturi. Da, dar eu am unul care l-a votat. La votul secret, ordinele, de la ordinea 24, de la ordinea 28, au același obiect. Da, domnul viceprimar, sunt 5 proiecte de hotărâre, au același obiect, mai exact, transmiterea concesiunării sau cesiune de la persoana titulară către o terță persoană. Lucrurile sunt, sau mai de trecut, sunt legale și vă rog să votați pozitiv cele 5 proiecte prezentate în fața dumneavoastră. Invită domnul secretar Nicolae Popovi să prezinte aceste de legalitate. Invită domnul Fantază Ciprian să prezinte
Invit pe doamna Marigiana. Invit pe doamna Dragana. Favorabil. Comisia 2 favorabil. Invit pe doamna Dragomir. Favorabil. Invit pe domnul Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectelor. Se trece la procedura de vot secret. Da. Proiectul a fost adoptat, 17 consilieri prezenți, din care au votat. Au fost 17, sunt prezenți? Sau 18? Au votat 17 consilieri, iar rezultatul se prezintă astfel. La articolul 1, 16 voturi pentru, 0 contra, 1 nul, iar articolele 2, 3, 4, 5, 6, respectiv 7, au fost votate fiecare cu 17 voturi pentru, 0 contra, 0 nul. Impunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea planurilor de acțiune destinate gestionării și reducerii zgomotului municipiul Bacău. Tema este de actualitate, urmarea unor directive a municipiului Moroviene, căutăm să reducem zgomotul în municipiul Bacău. Au mai fost emisii în acest sens hotărâri de Consiliul Local în 2005-2007, și noi acum, prezentul proiect presupune trei planuri de reducere a zgomotului. Intervenția asupra infrastructurii rutiere, dezvoltarea transportului public și a mijloacelor alternative de mobilitate și managementul traficului. Cele trei planuri de acțiune, deci au drept vor reducerea zgomotului în municipiul Bacău. Vă mulțumesc! Invit pe domnul secretar de Corectul Poporului să prezintă discuțiile de realitate. Invit pe domnul Fantazie Ciprian. Favorabil. Invit pe domnul Chiriu Comit. Favorabil. Invit pe domnul Zbricu Gabriel. Favorabil. Invit pe doamna Dragă. Favorabil. Comisia 2 favorabil. Invit pe doamna Dragă Iubel. Favorabil. Invit pe domnul Stan. Favorabil. Invit pe domnul Șoma. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar de Corectul Poporului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Doamna Dan. 16. Știți și de la PNL mai sunt reprezentați domnul... Domnul Anichet, domnul Luri. Deci 16 voturi, doamna? 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. 30. Spun discuției punctul 30. Al ordine de zi și invit pe domnul viceprimar Scripăt să prezinte expunerea de hotărâre. Da. Salutăm prezența investitorilor imobiliari în municipiul Bacău. De această dată este o solicitare pentru a se construi un ansamblu de locuințe colective pe plus-op, pe teren proprietate, situat în strada Legea numărul 48. Sunt documente. Noi există obiectiv de legalitate. Invit pe domnul Fantazie Ciprian. Invit pe domnul Marin. Invit pe domnul Mateuță? Comisia de favorabil. Invit pe domnul Șova? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Se trece la procedura de vot secret. A fost primit câte 14 voturi pentru, 0 voturi contra, 1 vot nul. Da, în incinta unui punct termic, pe strada proiectului, avem un excedent de spațiu, urmarea desfințării funcționării acestor puncte termice. Spațiul a fost solicitat de către o asociație, dar conform reglementărilor în vigoare, nu putem să-l atribuim decât prin licitație publică. Motiv pentru care
Vă rugăm să aprobați închirierea spațiului cu suprafață de 63,83 de metri pătrați în această licitație. Licitație organizată în condițiile legii. Vă mulțumesc! La proiectul numărul 30, articole 1, 2, 3, 4 au fost votate fiecare cu 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi pro. A fost adoptat. Destinații garajul și
pentru a se putea perfecta acele documente. Invită doamna Cristina Bagașu. Favorabil. Invită doamna Dragă. Favorabil. Invită pe doamna Dragă Ionă. Favorabil. Comisia de favorabil. Invită domnul Stan. Favorabil. Invită domnul Șoban. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Eu am rămâne secretar Nicolae de Cucru să spună la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Domnul Ghingheș împotrivă? Abține cineva? 16 voturi pentru abținerea domnului Ghingheș. Proiectul a fost un vot împotriva domnului Ghingheș. Proiectul a fost aprobat. Punctul 37 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Scripă să prezinte expunerea de motive. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local al Muncii Bacău a plângerii prealabile formulate de către doamna Gal-Viorica. Doamna Gal-Viorica a făcut o plângere către UAT Bacău, dar, din păcate, este considerată nejustificată datorită faptului, sau eu știu, este propus respingerea deoarece nu s-a încadrat în acel termen de 30 de zile de la emiterea actului. Nu există obiectiune de legată. Invit pe domnul Fantazan Cirian. Favorabil. Invit pe domnul Cucu Jolica. Favorabil. Invit pe domnul Bardugon. Invit pe domnul Bardu. Favorabil. Invit pe domnul Brăină. Favorabil. Comisia de favorabil, invită doamna Dragomir. Invită domnul Stan. Invită domnul Șoma. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret. La președinte, am prezentat votul, dacă îmi permiteți, mulțumesc. La proiectul numărul 32, articole 1, 2, 3, 4, 5, au fost votate fiecare câte 17 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. La proiectul numărul 33, articolul 1 a primit 17 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nule. Articolele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, câte 16 voturi pentru, 0 voturi contra, 1 vot nul. Mulțumesc! Ambele proiecte au fost adoptate. Articolele 1, 2, 3, 4 au fost votate fiecare câte 12 voturi pentru, 4 voturi contra, 0 voturi nule. Vă mulțumesc! Supun discuție punctul 38 al ordinii de zi și invită domnul viceprimar Scripă să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da. Este vorba de o plângere prealabilă venită de la partenerul nostru, Gel Gaz Green, care dorește să fie scutit de niște taxe. Urmarea unor lucrări desfășurate pe domeniul public, motivând faptul că acele lucrări sunt executate de o terță persoană care ei dau în întreprinsă lucrările și nu de ei. Acest lucru nu se poate aplica deoarece lucrările au caracter de utilitate publică și nu conduce deci aceste lucrări, nu conduc la scutirea acestor taxe. Deci sunt nevoiți în continuare să plătească taxe. Invit pe domnul secretar Nicolae Vitu Popovi să prezinte obiectul de dar mai ales în cealaltă zonă, pe strada Războiei. Și acum vă trecut continuu spre parc.
Problema este că ei sparg aceste trotuare și străzi. Vor taxe, sau mă rog, vor să fie scuteze taxe, pentru că în Târgea Lucrea, la Târgea, chiar fac referire la aceste lucruri, pe aceste străzi. Însă ei nu se achită de obligația de a aduce terenul la suprafața, la starea inițială. Și voiam să știu, în primul rând, ce face primăria în acest sens. Cum se asigură că acest lucru se întâmplă și dacă, în cazul acestei lucrări executate pe primă de la colegi, cu foarte mare greutate, a aplicat sancțiuni. Mulțumesc. Domnul consilier, cunosc bine subiectul. Acele lucrări executate de Viața Spirii, de societate de la Florie, lucrează. Ei nu au și posibilități, sau nu sunt specialiști în asfalt. Deci au adus lucrarea în fază de beton. Într-adevăr, vine iarna, săptămâna trecută am avut o discuție cu domnul director Matius și cu șeful acelor lucrări, că e posibil ca să nu mai putem folosi asfalt. Condițiile meteo la sol, dacă scad sub 10 grade, numai stațiile de asfalt nu mai funcționează. Și așa sunt în întârziere, dar ei motivează și pe faptul că au fost niște, o procedură, nu a fost o concordanță între proiectant și executant, au dus la întârzierea lucrărilor, dar lucrările de asfalt sunt predate către altă societate. Am făcut și vom face presiune. Nu ne ajută oamenii acolo. Nu le trebuie asfalt. Și sper că cel mai scurt timp se va întâmpla. Se trece la procedura de concepere. Haideți ca să ascultăm timpul trece la ordinea 39B. Supun discuție cu punctul 39B al ordinii de zi. Și invit pe domnul viceprimar, poți să prezinte expunerea de motive? Expunerea de motive privind aprobarea planului local de acțiune, privind promovarea și protejarea patrimoniului cultural în municipiul Bacău pentru perioada 2018-2023. Este un parteneriat încheiat între Oate Bacău și Consiliul Județean Bacău și în mare parte vizează restaurarea monumentelor istorice, reintegrarea acestora în circuitul urban și cultural, prin organizarea unor activități de interes public. Rog pe domnul Nicolae, domnul secretar Nicolae Vincomovi, să supună la vot pentru de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Doamna Tampa? Supunem discuție punctul 39C al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Sfântor să prezinte expunerea de motive. În cadrul programului operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, axa progresare 2, care presupune optimizarea furnizării serviciilor pentru cetățeni în municipiul Bacău și ca măsură și o măsură de simplificare administrativă. Cine este cineva împotrivă? Sau ține cineva? 18 pe a fost aprobat proiectul de hotărâre. La proiectul numărul 38, 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi mână. Stați. Facând vor începe lucrurile. Calea mandatului a fost o presiune, sau eu știu, o promisiune, chiar dacă la presiunea străzii și în acest an, în mod sigur, se va asfalta. Proiectul este făcut, a avut achiziția publică, a fost făcută PSA, se pare că s-a desecat și un câștigător și nu urmează decât să apuce de lucru. Sau e perioada contestațiilor. Astăzi este ultima zi de depunere a câștigătorului de documente de conform doaie. Astăzi e ultima zi. Deci 5 zile, azi a 5-a zi. Ok. În următoarele 5 zile așteptăm eventuale contestații, următoarele 5 zile lucrătoare. Dacă nu sunt săptămâna viitoare, se nu tocă. Am înțeles, mulțumesc. Și cu insula de agrement, care este stadiul? Pierdem sau în fond de urmă? Deocamdată trebuie să ajung pe proiectul, niște modificări la proiect, peste vreo două zile ajunge pe proiect. Am înțeles. Deci, în următoarea ședință, putem afla despre asta. Da. Mulțumesc. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău, Palatului. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc să